Doamnelor și domnilor, dacă nu vă place ceva sau cineva din această emisiune sau din acest format, bă, sunt doi bălani la o masă care comentează. Doi bărbați. Doi bălani. Oh, boss, că nu-i doar de tine emisiunea, mai dă-te în... Când pleacă Ristei? Bă! Bă! Bărbaților îi plac femei. Ce chestie! Bă, băiatule, bă. Da, mă, da, uite, a mea e mai mare. Haide, mă, mâncați-i gata. Hai, bă, domnule. Bă, de mii. Hai că nu zic la nimeni. Bă, vreau să vorbesc cu tine prin ce trec eu, bă, nu tu. Ce treci tu? Nimic. Și suferința e mișto, dragoste. Bine, nu suferința asta prin care o trăiesc eu. E mișto să suferi. Nu cum suferi eu. Am început să zic da la orice. Și după aia te aștept să mai aibă cineva încredere în ce zici, mă. Nu mai fă așa, nu mai fi grobian. Tu ai fost la psiholog, da? Nu am fost, chiar la psiholog. Bucur-te, acum că plângem acasă, avem timp. Dar tu ce faci, mă? Mamă, ce-o sări pe aveta mea? Bă, mai taci un pic, mă, mă, scoate din istorie. Vitini, te-a luat cineva de coc împotriva voinței tale? Nu, chiar și dacă n-aveam voință, mi-a venit după. Să poți să te lingi așa, mă? E mult, mă, e mult. Dar și ca băiat e greu. Vezi, din nou asta mă deranjează la ea. Nu mă iei de țâță așa, ești țărănoi, bam! Am crezut că e vina mea. Motiv pentru care s-a despărțit de mine din cauza eu sunt, lucrurile pe care eu le-am făcut. Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod din Fierți pe insulă. Zi-mă. Băi, am o problemă cu tine. Ce ești, mă, supărat așa? Bă, nu mai pot. Te văd. Bă, nu mai, eu nu mai duc. Râdeam singur. Tu mai ai 4 episoade. Mai sunt 4 în afară de astea pe care le comentăm la și mâine. Ești pe sfârșite. Mă storzi de toate energiile posibile și nu mai pot. Nu mai duc. Am văzut pe fața ta, se citea. Erai și un pic obosit data trecută, venisești din vacanță. Eram obosit. Dar nu că veniți din vacanță. Eu înainte, ca să înțelegeți, noi dăm rec la 12 și un sfert acum. Eu sunt de la 9 jumate aici. Așa. Și mai am treabă înainte, mai nu știu ce. Mi-a dat greu emisiunea, recunosc. Bun. Și când am montat, când am decupat momentele din episodul ăsta, așa, mi-am dat seama, zic, bă, dar nu pot să nu mă mai duc la serviciu. Da, nu pot. Da, dar pe mine m-a obosit foarte tare. Da, ieri în avion tăiam și eu episodul ăsta. Da. Și o doamnă din spate. La 8, marți, la 8. Păi de asta nu pot, bă, că s-o adupt așa lumea și mai ales că, bă, vă rog eu, nu mai scriți, da, eu îl vreau pe ăla. Da, era mai bună ăla. Nebunilor. Da, era mai bună ăla, dar noi înțelegem că vă place din toată lumea și vă plac oamenii care vin aici, dar suntem diferiți unul de altul, fiecare are hazul lui. Și dacă vreți invitație, luați-i voi, faceți voi emisiune, exact, și sunați-i. Primul om în Portugalia când am aterizat. Așa. La security, român. A. Trec pe lângă. Mars la 8, da? Băi, da, noi nu putem decât să ne bucurăm că funcționează. Bă, audio funcționează, da? Funcționează. Suntem siguri că merge. Că nu vorbim ca bălani. Te salută și Uberistul care am venit aseară. Bolt. Te salută. Zicea că o cunoaște pe o fostă prietenă de-a Ștefanie sau prietenă din copilărie, Cristiana. Nu știu. Nu știm. Da, nu știu. Dar salut. Salut, da, domnul. Îi salutăm. Așa. Bun. Trebuie să încep cu un disclaimer. Nu. Yeah. Bă, deci, emisiunea asta... Așa. Și acum chiar sunt foarte serios. Emisiunea asta nu-i despre bullying. Nu. Nu. Nu încurajăm treaba asta deloc, niciodată. Nu. Chiar când avem ocazia, când mai vedem comentarii care conțin bullying-ul, le ștergem. Da. Mai mult decât le ștergem și blocăm persoanele alea. Și pe Insta, că ne-or mai scăpa, că n-a, sunt foarte multe comentarii, sunt foarte mulți oameni care interacționează cu conținutul ăsta, ne-or mai scăpa și nouă. Dar, în general, oamenii sunt atenți de aici, din spate, și eu uneori mai intru și mai șterg, să nu încurajăm treaba, că nu, adică emisiunea nu e despre asta. Bullying, body shaming, toate astea. Da, nu. Doi la mână. Ceea ce zicem noi aici, da, sunt păreri personale, nu, care nu reflectă o realitate. Da. Dacă eu am o părere despre o persoană sau despre o acțiune sau despre un fapt, ceva acolo, este fix părerea mea personală. Asta nu înseamnă că e adevărat. Că e adevărat. Eu am un filtru al meu. Da. La fel și tu, că tocmai de asta funcționăm și că suntem diferiți. Tu vezi lucrurile altfel. Adică mai ai din astea, adică ești mai kinky, ești mai nu știu cum, dar nu reflect o realitate. Corect. Adică tocmai de asta este un pamflet. Sunt doi bălani la o masă care comentează. Doi bărbați
care comentează. Da, doi balani. Așa, okay, la un mas care comentează. Da. Faptul că voi vă atacați, eu mi-asum treaba asta, adică știu că, bă, l-am dat, poate părerea mea poate deranja pe cineva. Da, dar este spusă și este justificată. Ești... Normal, că n-am ce să fac. Este spusă, nu e nu în a lua în derâdere sau da, a desconsidera pe cineva. Și unele faze pe care le facem noi sunt și exagerate un pic, tocmai că ca să dea o... E ca în filme. De a dramatiza un pic situația. Deci, dragi concurenți, dragi ispite, nu vă luați personal, nu mă interesează ce faceți voi, decât ce e aici. Comentez ca o babă. Aprob. Rest, în fiecare, adică fiecare face ce vrea, nu vă mai atacați, nu încercați să mai... Căutați cârcotici de astea, că n-are rost. Adică noi chiar... De exemplu, informația pe care a dat-o Spic atunci, pe care a primit-o și el într-un mesaj și eu, căm cu Romeo, cu Răzvan, da, s-ar fi așa. Am... El n-a zis că asta s-a întâmplat. Hai. A zis că așa i-a zis cineva. Și am și subliniat. Nu luați de bună. Exact. Eu doar am zis ce am primit. Adică că mai citesc comentariile de la oameni. Fanny Romeo merge la umor. Da? Dar nu, cred. Probabil o fi fanny în treaba lui. Dar eu n-am nimic cu nimeni, bă. Așa. Nu mă interesează. Eu sunt de acord ca fiecare să facă ce vrea. Da, cu viața lui. Și cu banii lui, și cu meseria lui, și cu toate astea, atâta timp cât îți corecți, în legalitate, ne cauzând rău nimănui, și așa mai departe. Gata, frate! Dă-i gata. Drumul! Gata, mă, dă-mi drumul. Deci vă rog, nu vă mai spurați, că yeah, vă spurați degeaba. Da, am văzut că... Cine e? Marius Cuana. Ce teamă, cine? Teamă. A, aici s-a terminat atunci, sau, da? Da, da, da. Bă, e episodul bun, da. E bun, e bun. E bun, da. Forțată, ți s-a... Ai avut? Dacă el crede acum că este liber să mă atingă, ar trebui să își asume și să nu se mai ascundă de camere. Eu nu înțeleg lucrul ăsta, că se tot ascunde de camere în continuu. Adică, până la urmă, o faci asumat sau nu mai faci deloc. Deci, atât îi respect. Eu scăpie. Bă, eu scăpie. Nu-mi e rău, bă. Fii atent. Ce? Că am o problemă cu Oana. Ce, bă? Liviu, e ok? S-aude? Să te uiți tu acolo, poate nu... Te duc, nu, așteaptă, nu te așteaptă, nu pleca. Hai, el era pregătit. Da, fii atent fază aici. Nu, taci din gură. Nu stau mai cu sânii afară. Ia. Păi dacă ai 31 de ani, nu stai cu sânii. Nu acum că sunt... Fii mai clas. Dă și mie pantaloni. Că sunt o persoană apropiată, ai grijă să nu... Da, păi să am o pune. Dă-mi pe aia altă care am avut. Unde să știu cu ce ai fost? Ăștia sunt gri? Ce pantaloni vrei, mă? Nu mă, cred că avea adrenalina crescut. 100%. Stătea cu perna acolo, zici? Păi, na. E de înțeles. O dat-o... A, eu zic, da, ok. Dar nu mai fă ASMR de asta când mă... Trebuie, mă, dor urechi. Dă știi pup. Da, mă, sunt de boi îndrăgostit. El nu știu exact ce simte. Eu nu cred că simte nimic special. Cred că se gândește doar la el și numai la el. Ce crezi că simte? Aici da dreptate, Oani. Dar vreau, stai că vreau să o iau un pic la trei păzește. De ce? Bă, no, voiam no, să no. mi-aduc aminte de episodul trecut când am ratat o reacție. Adică n-am ratat, m-am gândit că am vrut să zic ceva, dar nu am zis. A fi spită în emisiune, da, nu înseamnă neapărat un set de reguli pe care trebuie să-l urmezi. Fiecare ispitește și se poartă cum vrea. Da. Da? Da? Adică asta nu înseamnă că le dă dreptul ălora să le atingă, să le bagă gemâinile. Normal. Și ele să nu reacționeze și după aia să zică, băi, stai că s-i spit. Că m-a deranjat și n-am zis-o atunci, am uitat. M-a deranjat. Așa, te deranja. M-a deranjat că Oana n-a avut o reacție de femeie acolo, nu de ispită, atunci când a fost cu mâna. Aia m-a deranjat, că putea să o aibă. Da, adică. Când zice ea că ea a luat-o la mâna și cad acolo. Da. Trebuia să aibă reacția de femeie normală. Ea n-a avut-o că a zis, hai că sunt ispită, să-l las să vedem pe unde merge. Poate s-a ascuns în spatele chestii, dar trebuia acolo să-i dea peste bot. Să-i zică pe față acolo, da, bă, ce faci? Da, trebuia. Că poate lua un pic, se schimba un pic, poate îl făcea și pe el să... Nu,
tu zici că de ce o mai ținu mâna acolo? Nu, că de ce n-a reacționat cum ar trebui să reacționeze de o femeie în situația aia? Știi? Ah, okay. Și a zis-o după aia. Da, că i-o da lui impresia că, bă, deci pot. Exact, a vrut să-i dea impresia aia, dar cred că acolo ar fi trebuit reacția aia, pentru că o să vedem în episodul de azi și mâine, alte fete au avut reacții. Eu chiar cred că acolo, în fața faptului, e diferită treaba, și nu știi cum reacționezi. Nu știi cum reacționezi, mai multe camere, nu știu, stai cu ăla, non-stop, eu cred că e diferită decât vedem noi. Bă, dar tu îți dai seama cât de profesionist așa. Cât de profi trebuie să fii ca ispită, ca fată. Bă, să poți să faci chestiile astea, mă? Să poți să... Bă, da, adică nu știu, mi se pare... Să poți să te lingi așa, mă, cu... Nu, e mult, mă, e da, mult. Da, nici eu n-aș putea, Pentru niciun ban. Dacă mai scrie lumea și ea zi, și dacă l-ai ispitit spre final, iei bonus, iei pe dracu, iei bonus, dar nu, eu cred că au, eu cred că iau bani, dar iau o sumă fixă. Mie mi se pare foarte greu. Da. Oricât te-ai numi ispit sau, nu știu, așa că actor ești nebun. Să joci într-un film de ăsta. Da. Bă, hai că actor. Nu. Că e o convenție acolo. E o convenție, da, și cumva, bă, facem asta, am nu joc, mai avem nicio treabă. Acolo e cam... Și ca actor mi se pare greu. Da, păi, ca, adică nu știu. Deci... e greu. Deci actori. E actoare. Ia ca actoarea asta... O, oh, domnul Alin! Domnul Alin! Îți spunem dacă rămânem în rol sau nu. Zi, da sau nu? Tu crezi că sunt îndrăgostit de ea? Nu. Nici eu. Domnul Alin este un profesionist de săvârșit. De ce? Dar și ca băiat e greu. Că ce? Să te pup cu fete așa. De la da! Sine, ok, cine? Mai departe. Da! Și te fii frumoasă. Asta cu frumoasă, lasă. Asta trece, altceva. Trece. Deci ea tocmai s-a întors de la bonfire. S-a despărțit ăla de ea. Ești o fată care zâmbește și are umă. Are un suflet extraordinar. De unde știi? De unde? Păi am văzut. Păi vrei să-ți povestesc? Bă, ce e groasă. Faptul că l-a iertat. Da bine, asta nu e, că chiar nu văd că ar avea suflet rău. Ia? Nu. Și nici el, că îl condamnă lumea pe el. Și sunt atent la el. Bianca are un suflet atât de bun încât iartă atât de multe lucruri, unele care chiar o afectează pe moment. Da, mă, dar lasă. E bine, bine, nu știi să pui problema. Dacă îmi vorbești. Da, da. Extraordinar. Dar vorbește frumos cred și cu ea, știe să ia. A știut ești să... o femeie atât de minunată acasă și... De unde știi tu că ți-am povestit? Din ce mi-ai povestit tu, păi asta nu înseamnă că e realitate. Păi cum adică? Da mă, nu, ea încearcă să se incrimineze pentru tot ce a făcut acolo. Care, bă, nu știu cum zic eu, e tentativa ei de a înșela. Așa. Sau de a să așa, e un pic mai nasoală decât ce-a făcut el. El cumva a făcut-o pe față, a pus mâna, o nu știu ce. Că zici că la ea e mai cu capul. E mai cu suf- și mai cu capul sufletul. Și mai cu sufletul. Așa ăla, gherțu, bă. Gherțu, aia e că... O să faci așa, dar cumva ăla e pe față. Bă, da, eu am pus mâna, fac drag, nu știu ce. Tu deja te-ai îndrăgostit? Da, ai văzut dubla măsură. A? Că pentru el, doar ce face ea, ai zis că el nu s-a așteptat de la ea să facă chestia păi asta. Păi asta zic. Ea s-a așteptat de la mine, deci eu sunt salvat. Eu ce, căcat, am făcut, ea știe că fac. Da, dar ea... Eu nu condamn pe ea, pentru că, na, bă, din moment ce vezi lucrurile alea, e clar că ții nu ții bine. Plus că s-a simțit bine cu băiatul ăsta. Da, că n-aș fi făcut-o acolo și mai ales după ce vedeam imaginile, bă, mai aștept un pic. Hai, mă duc acasă, îi dau mesajul ăla, vezi dacă, bă, mie chiar mi-a plăcut acolo, dar nu consideram că... Sau nu știu, o făceam altfel sau ceva. Da, nu cred că după emisiune să mai... Nu cred că nici atât de fraieră să fi pus botul la asta, la Alin. E semi. E semi, da. Eu nu știam că Bogdan e îndrăgostit de ea. Care Bogdan? Bogdan, Iisus. Da, de Bianca? Da! Extraordinar. Zice mai încolo în episod când pleacă la date. Dar și zice că toată emisiunea și îl recunoaște. Zicea de la început, i-am zis lui Bianca. Și Bianca zice, da, știu. Vă zic. Mi s-a părut că a luat la un moment dat pauză emisiunea. Zic, ce, s-a întors altă emisiune după pauză, mă, ce trecat. Asta n-am prins-o. Da. Uite ce frumoasă e. Așa e că e frumoasă. Bă, nu mai fac cu băiatul. E groasă, mă, ești. E groasă, mă. Te retardat ești. Tu asta vezi acum la mine frumusețe? Da, aoleu. Nu mi-era dor de Emma. Ei, las. Și... Da, și mânuțele și ciorul.
Am revăzut niște imagini cu mine în care ziceam, e faină, Ema. Dacă eu văd totul frumos de tine. Nu, stai, că trebuie să zic și asta. Dă o palmă mânuța asta. Stai, las că acum eu îți restate. Așa ai făcut tot episodul ăla. Eu nu contest că ea... Ea o fi de treabă, bă! Dar nu ca iubită. Da. Știi, adică mă gândesc că e de treabă. Cred că te distrez cu ea, cred că... Nu știu, păi... Da, într-o relație... La. Nu-i genul meu. Ok, ok. Încerc să fiu cât de politică corect pot eu, bă, da. Nu, no, mai ce, gata. Da, trebuie să... Ca să cășuia lumea... Mă rog. Zic, Claudia, dacă nu e cea mai frumoasă femeie pe care eu am văzut-o. E frumoasă, normal că e frumoasă. Nu e frumoasă, ce am sens? No, Nu știam să dea palma aia. Vezi cum face lumea aia. Am ajuns să tânjez pe un brățișare. Mi se strepezezi dinții, mă, când aud astea. Îi face complimente mereu. O caută, i-a spus că e îndrăgostită de ea. Lucru care nu toată lumea are curaj, mai ales în acest context, să spună anumite lucruri. Hai, mă, Claudia, nu cred, crezi că... Acum, cred că este real? No. Nu știu, dar eu pot să deduc din ceea ce văd. E real? Băi, nu știu, eu îl simt mai mult pe ăsta că are orgoliu ăla de... Pe Răzvan, pe Romeo? Da, te știu dinainte, poate îmi place de tine un pic... Și vreau să demonstrez că pot să te cucerez dacă vreau. Eu așa simt de la el, nu simt. Nu să mă replici, dar replici. Adică că ce? Că l-a luat capul acolo și s-a îndrăgostit, da, și a făcut probabil, chestii. Da, probabil, și că probabil nu te mai gândești. Și probabil că, sau că nu vezi gravitatea. Sau, nu știu, felul în care faci lucrurile. Nu îl vezi atât de... Probabil când te vezi de afară, știi că e un pic dubios. Da, e, e. Că eu nu mai știu cu cine vorbeam când am fost noi la Asia. Vorbeam cu cineva și am zis, bă, tu ai mai fost într-un reality? Nu, e gros. Adică dacă nu ești... Da, mă, dar nu te vezi altfel decât ești. Ok, ok, da, da. Dar tu poate nu te știi. Nu, nu-ți dai seama cum te vezi sau ceva, nu știu. Dar și mie mi se pare, băi, băiatule, bă, băiatule. Adică merge cu complimente de-astea, cu libido. Bă, nu știu dacă... Că sunt nici libidinoșenii, dar parcă sunt niște libidinoșenii clasa a doua. Păi, dar nu, cred că merge, dar la început, adică, bă, faci două, trei de alea de bălănismi de astea, dar vezi că dacă nu zici ceva, ok, bă, nu merge. Și adică, n-a mers stilul, da. Nu mers, da. La... Și mi se pare așa pueril, știi, de ce fățucă, ce... Da, nu se pupă imaginea cu ce zici. Exact, da. Nu știu, dacă făcea Alina asta, el e mai miel așa un pic. Și tonul, știi, și cum delivery-ul la glumă, la... Bine, da, nu-i glumă, da. Eu știi, sunt îndrăgostit de tine. Nu m-a luat la dream date. Sunt eu? Nu. Crezi că nu o să fac? A? Daria e mâncată. Pe ecran abia păi se vede. Da. E Răzvan cu Daria pe plajă. Eu nu pot să fac asta. Daria simte că e nasol. Bă, da, poți. Că nu mai știi cum să scape. Da, că ai zis tu că vrei să cunoști alte persoane ieri, când am întrebat. E normal să cunoști alte persoane, să stai în dați, să-l fac cu alte persoane. Păi tu la drum de cu alta. Daria. Te rog. Ea tot caută motive, dar nu știe cum să situeze situația. Speram că o să fie nu e. De ce ai te pune lângă alții? Măi, la drum de aici, la drum. Măi, nu. Săraca, nu știe. Deci fii atent, tu trebuie să mai cunoști niște oameni. Între dream date și faptul că noi suntem mai lângă altă parte. Da. Da, ziceai că vrei să o iei pe Roxana la dream date. De ce vrei să mai iei? Am zis că eu pe dream Roxana. Pe două. Dai să ne așezăm toți dacă vrei. Nu te-ai întrebat-o de două ori. Ce am făcut? Ai întrebat-o de două ori. Ce? Dacă vrea să merg la dream date. Eu. Eu. Oh, tu. Uiți ce-mi trebuie? Da. Tu. I-am și zis că este vampir energetic și... Cred că da. Și a luat toată energia Daria. Nu mai râde de trei episoade, Daria. Rar râde, da. Din persoana veselă care am venit, acum sunt stinsă. Și el nu crede. El nu crede. El crede că toată lumea se încarcă de la el. Da. Poate toată lumea din jur se încarcă, dar persoana care stă cel mai mult cu el, suferă. Ai avut vampiri energetici prin preajma ta și eu, bă. Am fost și eu de multe ori. Ah. Sau sunt. Dar nu, sper să nu fiu în modul negativ, știi? Adică sunt uneori de ăsta de...
acaparează energia sau dă energia, dar nu cred că am dus pe cineva, drain pe cineva, cum să zice, am scurs pe cineva de energie. Dar am avut în jurul meu, da, și oameni care... Avut. Bă, doar simpla prezență. Foaile, bă, mi se înroșea fața, știi? Îmi ardea fața și începea să mă doar capul și eram așa. Aha. Aveam impresia că toată viața mea e nasoală. Bă, ești nebun. O moleșeală așa. Da, bă, băiatule. Da, și nu numai persoane, și locuri. Locuri? Da, sunt locuri în care și acum, da, te simți dacă bine mă sau... duc, bă, mă simt rău tare, bă, ești nebun. Extraordinar. Eu cred că el fiind foarte călare pe ea, bă, călare la propriu, și la propriu și la figurat, la un moment dat zici, bă, da, vreau să respir. Iar mă întorc la Răzvan. Bă, eu tot iar nu înțeleg de ce a venit omul ăsta la emisiune. Sau nu înțeleg, știi ce nu înțeleg? A? Lui, el crede că personajul ăsta pe care și-l conturează și pe care îl arată e el... E cool. El crede că e cool. Ai, bă, nu pot să cred, mă, crede că e cool. Mi-e greu să cred. Adică are adepți, are fani. Mamă, ce tare. 100%. Ce mișto e Răzvan la luat pe alea de... 100%. Bă, 100%. Nu cred, mă, hai, mă. Ba, da, eu cred. Dar și ce e așa? Adică el cred... Păi, ok, mă, păi, nu cred. Noi de asta. Păi, că noi nu înțelegem. Da, mă, dar nu-i cool. Nu e... Păi, eu pe termen știu. Lung nu e cool. Pe termen lung că nu vezi e cool. În filme și, ua, ce tare, ia, trebuie să pregele, cheală. Da, mă, da. Nu e, mă, nu. Da, mă, știu că nu e cool, că nici mie nu mi se pare cool, dar lui se pare. Că el joacă personajul ăsta și pe acum. Că adică Emma zice că el bravează un pic mai mult decât ar fi. Pe adică el nu e chiar așa. Dar el accentuează astea. Păi, eu cred că în viața reală n-ai cum să fii așa, zi de zi. Da, ok, duci la o petrecere, mai bei ceva, mai cu prietenii, cu... Bă, da, acasă când stai tu nu poți fi continuu. Nu cred, nu știu. Și el accentuează fix lucrurile care nu trebuie accentuate. Da, eu cred că s-o dus pe câte țâții poți să pun mână în 21 de zile. Da, dar nu te gândești și după aia zici, păi eu sunt, am încercat să educ copilul Emei cât am putut eu de bine. Da, nu te mai gândești, după aia zici, bă, plâng acasă, văd eu ce fac. N-ai văzut că el așa zice, bucură-te acum că plângem acasă, avem timp. Cumva, da. Na. Nu mă gândeam cum să fie așa de rău. Da, Bianca e fiartă aici, bă, băiatule. A doua zi după ce s-a despărțit ăla de ea, nu? Da, da. Marius. A realizat acum că seara era în șoc. Sta de vorbă, ăsta. Cred că și Bibi a văzut ceva. Bibi. Eu da verde. Cred, dar nu vrea. A, nu le-a zis. I'm a... Vă rog să vă uitați pe filmare la fața mea când ea m-a ales. Bă, dar nu-i vorba de tine acum! Eu am avut un șoc pentru că eu i-am spus lui Bibi să nu mă aleagă. Deci eu am făcut asta. Deci ea a făcut chestia asta. Cumva eu intru în jocul ei pentru că e altceva. A, gata, a rezolvat Emma situația. A salvat-o. Nu se împacă cu ideea asta. Ea tot consideră că e în continuare cu el. O să vreau să văd cum vede lucrurile. Da, și ce-mi place dialogul ăsta. Ce se place. Gândește după tot ce s-a întâmplat. Nu mai, zic așa că și așa se întâmplă. De asta zic că nu. Ea are o altă imagine de ansamblu, mă. Ea? De fapt, faptul de cum se vede. Ea crede că dacă te ascunzi, nu se vede. Să simte, ești nebun, vede camera mai mult decât... Haide-ți, mă gândesc. Bă, și el ce bine o joacă, extraordinar. O să-mi fie greu, că o să fiu singură. Mai dă un pic, o mai lasă un pic. Singurătatea. De fapt, eu asta nu suport. Ideea asta de singurătate, să fiu un om singur. Bă, băiatule. Ți-ți place, mă? Da, te-am mai întrebat. Să ce? Și singurătatea și în doi și... Ai avut probleme vreodată? Cu ce? Dacă ai ieșit dintr-o relație să zici că... Aoleu, ce-mi place să fiu cu cineva într-o relație. Am avut, dar era mai mic. După care, când am fost mai mare... Ți-a plăcut singur? Nu, depinde. Când am rămas eu singur, pe la vreo 30, da. Am rămas singur, eu îmi trăisim viața prin prisma relației. Așa. Și când m-am trezit singur, bă, eu renunțasem la toți prietenii. Nu știai ce ai de făcut. Nu suna nimeni. Bă, și eu aveam mulți prieteni, mă rog. Da, da, da. Cunoști. Bă, și eram foarte sociabil, așa, cu toată lumea. Și când mă suna maică mea, frate meu, și atâta. Și zic, băi, opa, stai cu început. Și ce ai făcut? Am început să zic da la orice. Să te reintegrezi. Da, ziceam, bă, da la... Dar n-ai avut de-astea să zic, depresia, a rămas singur. Am fost supărat.
A fost fiert, ești nebun, că e un pic după Amalia, ce stai în da, păi, cred, eu, e mai mult o chestie de obișnuință, bă. Nu știu cum să zic. Și dacă n-a rămas până acum singur până la vârsta normal, asta? Normal. Și am zis da la orice și mi-a revenit, dar mi-a revenit deodată, nu știu cum naiba. Da, da, da. Și da, am fost rău. Am fost și eu, adică tocmai de asta pot, uneori pot să-mi dau și eu cu părerea că nu, n-am 20 de ani, adică am mai 3 și eu și noi. E, și bunii și rele. Când m-a văzut pe scări, de câteva ore în care nu am schimbat un cuvânt cu ea, m-a luat în brațe și a început să plângă cu suspine și să-mi povestească ea ce s-a întâmplat. Mm. Și să stea pe scară cu mine și să-mi spună chestii despre relația ei. Ea tot crede că eu îi spun anumite lucruri doar ca să o fac pe ea să se simtă bine. Crede bine. Dar eu am trecut prin lucruri mult mai rele. Măi, de pauză! Superioritatea cu care vorbește despre alții mă omoară. Adică ea crede că da, eu da, am eu trecut prin lucruri mai grele decât da, eu. Bă, bă, poate nu o zice cu răutate. Nu, bă, nu. Da, modul și da, tonul bă, bă, și bă, mimica. Nu-i despre, nu-i, deci, nu-i, des, nu-i exact. Despre Bianca. Eu am trecut prin Bianca, fii atent. Eu zic să faci asta. Are rost să plângi ca prin ce trec eu. Da, mă interesează. Ce treci tu acum? E nimic. Eu vreau să vorbesc cu tine prin ce trec eu, bă, nu tu. Eu trec acum printr-o traumă. Adică nu știu, printr-o supărare. Da, păi da, 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 eu. Păi da, nu tu, bă, eu, bă. Da, eu. Mă, da, uite, a mea e mai mare, da, deci da, 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 bă, bă, băiatule, bă. Bă, băiatule, bă. Și vreau același lucru, bebe. Și eu vreau același lucru. Supreta mea, supără zman. Și te înțeleg. Deodată vreți același lucru. Să plecați cu bărbații? Noi n-am venit aici să ne găsim niște oameni, să-i schimbăm. Mă simt așa vinovat. Nu prea înțeleg vinovăția eu la ea. Adică o înțeleg că e vinovată, că ea știe că o să se atașeze de băiatul ăsta. Nu vreau să toc. Cumva, cred că este mult mai greu să facă față situației. Cred că, și nu dau vina pe vârstă, dar cred că ea are dependența asta de iubirea partenerului ei foarte mare. Dar nu vine să cred ce mi se întâmplă, te înțelegi? Știu, trec prin aceea situație, zic. Zici că e un film prost. Da, de nu pot să cred. Ce mi-a făcut-o cu mâna mea. Cum să fie motiv de despărțire asta? Pentru mine e mai mult motiv de despărțire, nu știu, să-l văd îndrăgostit, dar nu îndrăgostit. Să... Motiv de despărțire este să desparte el de mine, pentru mine nu există motiv de despărțire. Da, mama. Era foarte afectat, așa, asta mă doare, știi? Ok, motive, nemotive care, părea că-l doare, știi? Păi da, mă, că o văzut că te-ai îndrăgostit din băiatul ăla. Făcut să-l doare. Dar poate nu-l durea din cauza ta. Adică... poate îl durea că și-a dat seama că nu e ok să te facă să simți mereu asta. Nu e ok să lupte pentru ceva care să se testă la stă implicat. Asta e toată lumea. Acum îmi spune film de groază, bă, ești prost. L-au deranjat lucruri. Dar eu mă simt vinovată și nu pot scap de vinovăția asta. Chiar dacă știu cum au fost lucrurile, chiar dacă... bă, și jocurile astea totuși nu înseamnă același lucru ca o prindere de fund sau vorbit despre sex sau despre căsătorie sau lucruri pe care le-am văzut, înțelegi? Dar chiar și dacă nu înseamnă, el știa că bă, eu băiatule, nu orice înțeleg nimic. Accept, eu știam că el indiferent acceptă și de-aia nu înțeleg de ce am ajuns din nou dubla măsură, asta zic. Știam că îi deranjează, înțelegi? Bă. Deci ea ignoră toate chestiile pe care oricum le știe despre. Ea știe că el lua de curie, ea știe că el pleacă, el... Așa. Pentru ea, astea nici nu mai intră în ecuație. Știi? Asta e faza. Pentru ea îi se pare... a, eu oricum îi iert, dar m-ar fi deranjat dacă se îndrăgostește. Așa, dacă păi, doar asta, se duce și... da, păi asta au văzut ea. M-ar deranjat doar dacă se îndrăgostește. Păi el a văzut asta la tine. Că acțiunile ei și felul în care se comporta cu Alin erau din drăgostită. Exact. Adică, bă,
nu știu, bă, dintr-un film de comedie s-a transformat într-un film de groază, bă, ești nebun. Deci pentru ea lucrurile nu sunt importante, că de asta ești cu el în relație, că nu sunt importante, trece peste ele, trece și peste ele și aici, ar deranja-o dacă s-ar duce și s-ar îndrăgosti. Păi, da, e greșit, de baza e greșită. Plânsul ăsta și supărările astea, așa, dacă ai ști cât de bine îți fac, de fapt, pe termen lung, fă, leu, dar vă că... că nu face bine. Nu prea face bine, adică nu știu cum, dar el, în mod normal, ai nevoie și de trăiri de astea, ca să poți să înveți, că altfel nu înveți, dar hai de capul meu. Dragilor, bă, extraordinar momentul ăsta, bă, băiatule. Bă, ce mi-a plăcut momentul ăsta. Însă pe data aceasta... Ce șopurile și ele. Vor fi cele care vor alege, care vor face această alegere. Ba! Deci pe voi v-am scăpat. Da? Nu cred că ai scăpat. Bogdan e din ce în ce mai tare. Ia-i, Doamne. Radu mereu vine cu surprize, niciodată nu poți să intuiești cu ce vine Radu. Da. Cea de-a doua alegere a fetelor a fost foarte neplăcută pentru mine. Motivul a fost fata care m-a ales. Ha? Bă, extraordinar, bă. Bun, da, așadar, fetelor. Voi o să vezi că să decideți cu cine veți ieși la următorul date. Vă consultați, alegeți care sunt cele 5 fete care vor merge la următorul date, care au dreptul să aleg. Vă las 2 minute. Vreți, vă dau un sfat. Cumva, Daria mă căuta cu privirea cerând ajutor. Ajutor de a o ține cel puțin pentru un date de parte de Răzvan. Voiam o intrigă. Nu mai voiam să fii chiar așa. Mai voiam o pauză de 3 ore, Daria. Da, cât e de calbito? Jumătate de zi, aproape o zi întreagă. Ridică mâna să rog. Bam. Deci Ioana, Roxana, Simona, Livia și Denis. Ia-o ce okay. L-ai văzut, da? Bă, de asta zic. Am avut și o reacție de moment. Nu știți că eu sunt mai neprevăzător. Super gest. Ce m-a supărat cumva faptul că Daria așa ceda locul. Am luat decizia asta cel mai mult pentru mine. Egoist. Că voiam să respir. Daria, de ce nu mergi la date, de exemplu? Cum v-ați hotărât? Pe ce criterii? Am tot cine fost. Pentru că îmi bagă limba prea des. Ce ai fost la date? Am auzit niște discuții de seară că ai vrea foarte mult să o cunoști pe Livia. Ia că vă cunoști pe Livia acum. Prost, dar eu și. Am crezut că după un pupic mai stăm și noi un pic, ne mai... Nu, gata, după primul pupic trebuie să stăm în continuu pot în pot. E mega posesivil. Orice faci mega posesivil. Nu ar fi nicio problemă. Faptul că a cedat Daria locul a fost problema reală. Deci cine vrea să fie prima dintre voi care face prima alegere? Te rog. Ia! Bă! Vreau să ne spun stop pe fața boiului. Bă, dacă o femeie își pune mintea să te facă, da? Dracu-te-a. La cine te referi? La, în general. La Daria te referi acum. Da, bă, la Daria, la Livia, la toate, Oana, la toate fetele, la Roxana. O femeie în general. Da. Dacă își pune în cap să te facă, să-ți fută creierii, dracu-te-a, bă. Bă, e groasă, bă, băiatule. Dacă să-și coalizează, coalizează. Da, da, cu altele de teapa ei. Bă, băiatule, fugi, bă, ești prost. E groasă, te îmbrobodezi. Zero șanse, e groasă, dă bărbaților. Ești nebun. Și ei știu asta. Răzvanul voi alege pentru că încă din prima zi în care a intrat în casă, el a avut un vibe foarte bun, a pus muzică. Mi-aduc aminte prima zi, parcă ne-am și urcat pe masa din bucătărie, amândoi. Și pe colțul ăla de masă. Când ai stat pe colțul. Și cumva mi-a părut era, rău că nu chiar am era supărat, că nu-și mai controla. Nu neapărat de el, dar de oricare dintre ei pentru date-ul din... Da, pentru că m-aș fi distrat foarte tare alături de ei și ar fi cunoscut o altă fața mea. Ok, deci prima pereche este formată din Livia și Răzvan. Livia ai și ceva Răzvan. De zis, Răzvan? Îți mulțumesc, Livia, pentru această oportunitate. Nu s-aș fi oferit. Da, poți veni lângă el, te rog? Livia, nu ți-aș fi oferit în gen. Urât, urât, urât! Fericire. Radiez de fericire. Cred că era supărarea aia,
Supărarea poți să o arăți fără repici urâte. Nu trebuie să... După toate ce s-a întâmplat între noi, să nu-l aleg la date, când el deja mă alege de fiecare dată. Cum? Deci n-a lăsat-o să te ajut. Și tu. Nu simt nevoia. Nu simt nevoia. Bă, ce? Bă. Nici n-am vrut să o lase pe Livia să stea pe scaun. Tu crezi că lui pare rău acum când se uită? Eu cred că da. Un pic, da. Eu cred că da. Dar asta nu scuză caracterul. Ăsta e caracterul lui, da? Păi da, el asta trebuie să înțeleagă, da, el asta trebuie să înțeleagă că el poate le face și în viața de zi cu zi și nu se vede făcând chestiile astea. Da, când te vezi, se vede, bă, și sunt de lipsă de educație, exact. Da, urât. Adică nu, se supoară. Da. De ce o ataci, bă? De ce știi ei de ea? Nu merită, nu i-aș fi dat niciodată oportunitatea. Și asta, bă? Ok, nu i-ai fi dat-o, e părerea ta, dar nu o zici ca să... Ca să simtă prost cine. Păi de asta o zici, ca să o jignești. Sau vrei să arăți tu că ești... Nu ți-aș fi dat niciodată. Hai că vedem ce se întâmplă. Deranjat a fost. Dar mâini pe cur îi pune după aia. Îi pune, nu? N-am văzut. Eu episodul de mine nu l-am văzut. Decât la final. Nu am problemă în sensul ăsta. Dar la ea am simțit nevoia să protestez. Dar eu n-am observat. Păi da, ea n-avea nicio vină. Exact. Răzvan îi zicea în continuu, cum te-ai simțit să te iau la date? Și ea tot aștepta, poftim! Și don! Foarte bine, da, foarte. Poftim! Cuti don! Du-te la date cu Livia! Da, și Daria a lăsat motoarele, acum nu mai știe cum să scape. Da, bă. Că eu cred că la început ei a plăcut un pic de el. Zici? Da, că era funny așa până a văzut că e mega călare și nu mai scapă din ochi și din limbi și din toate alea și se poartă cu ea de parcă sunt într-o relație de... Da, de ani de zile, da, 5 da, ani, supărări de-astea. De ce nu mă salut dimineața? Da, da, de ce ai salutat pe toți? Și pe mine și cu la grămadă. Bă. Da. Extra... O nouă alegere de date va avea loc și în Vila Fetelor, într-un moment în care, pentru unii cel puțin, lucrurile sunt destul de confuze. Da, ce bine o joacă aici, Alin! Bine. Da, tu crezi că o joacă? Da, mă, joacă! Bă, extraordinar. De data aceasta, băieții vor alege cu cine vor ieși la următoarea întâlnire. Acum am să-i rog că pe băieți să se retragă 2-3 minute. Hotărâți dintre voi care sunt acei 5 băieți dintre voi care vor merge la următoarea. Vorbiți, vă sfătuiți, analizați. Și uite, s-a ridicat toată lumea și el scuze, ce se întâmplă? Deci Bogdan, Dan, Matei, Vlăduț și Romeo. Alin, ești abătut. Da. Dar te văd abătut. De ce? Nu mai multe motive. Dar nu din cauza mea, cum ai fac o glumă sau nu? Poți să-mi spui de ce? Nu. Ok. Extraordinar. Și Radu. Ok, ok. La un moment dat, mi-a spus s-a lucrat împreună aici. Două zile să nu iasă următoarele două date-uri, de fapt, pentru a nu-i da de înțeles. Da, eu în locul lui, dacă acolo mă comportam cumva, nu știu, încerc să dădea la mine, să făceam de astea. Nu, așa. Eu în testimonia eram... Da, și eu asta vreau zic. Ce-am făcut-o, bă, e groasă. Dădeai să era, bă, nu știu, făcea ea achievement. Că așa și oamenii de acasă ziceau, bă, stai, bă, că ăsta e forță, abia așteptăm, să mai vedem imagine. Dar zice de vreo două ori că sunt doar ispită, să nu vă luați aici. Da, jucam real, gen, aici el e în rolul ăla, de pe canapea. Extraordinar. Bun, hai să începem cu Bogdan. Aici o ia, nu? Aici o ia, da. Aici o ia. Pe cine alegi, Bogdan? O aleg pe Bianca. Baf. Extraordinar. Mi-a plăcut aici o ușoară gelozie. Sau nu știu cum pot să o interpretez. Pentru că Emma, la un moment dat îmi spunea, știi că Bogdan mă place. Dar cred că și lui e mai place de Bogdan. Încerca să zici? Vadă reacția mea. Sau ce părere am că Bogdan mă place. Și că și-ar dori să fie cu mine într-o relație. Decizia e doar la tine. Asta nu decid eu. Eu abia aștept să mă întâlnesc cu Bogdan să-l întreb. Matei, Claudia. Matei, nici Claudia? A băgat, Claudia. Merge lângă ea. La cum stă? Mie îmi place Claudia, noi rezonăm. Chiar mi se pare că ne înțelegem cel mai bine aici pe insulă. Eu cu ea mă înțeleg cel mai bine dintre fete. Nu ascultă manele. Decât dacă e silito. Asta e un plus.
Și nu, mi se pare că are gândirea potrivită, știe de ce a venit. N-am ce să-i repășesc. Asta mi se pare că o slăbite și nu zic că n-am venit aici. Sunt convins că e o alegere grea pentru tine. Bă, da! Bă, cum montează ăștia cu sunetul. Noi nu putem să-l dăm, da? Da. Extraordinar. A mai rămas doar eu, adică. Da. Chiar. E singura fată cu care îmi doresc să ies la date. Sincer, eu am spus asta din prima. Nu vreau să se simtă, nu vreau să se simtă jenită celelalte fete, dar are drept. Aici e justificat dorit, trolling, guys. Stai un pic. Deci Emma, să nu cumva să te simți jignită. Nu, celălalt. Romeo și-a dorit să iasă cu tine. Nu i-a dat din cap și i-am văzut eu. Da, ultimul date a fost destul de reușit. Mi-a putut foarte mult. Abordan! Chestia care Abordan. Nu s-a întâmplat da, da, în viață. Bă, da. Pe la dimineață. Să mă uit la cineva și să zâmbesc fără motiv. Bă. Apreciez că stă cu mine până dimineața, că mă ascultă de fiecare dată și când spun același lucru ca o moară stricată. Bună, cap. Da, drag, știi ce face ea friendzone-ul ăla, îl ține în friendzone acolo, când cazi ceva... Mai dă un pic călduț din când în când. Nu are legătură ceea ce simt el, ceea ce simt eu și că el va face. M-am dă încredere să stau lângă el fără să mă simt invadată. Mamă, și mi se pare că ești... Păleu, foarte invadată. Modul în care vorbește el cu Emma, că restul fetelor nu vorbește așa. Nu? Cum vorbește cu ea, mai știi cărticelele alea... Relationship for Dummies sau, nu știi, erau niște cărticele negre așa cu scris galben și erau orice IT for Dummies, Photography for Dummies și erau de-astea basic. Îți pare că sunt de-alea 10 replici pe care să citești. Le spui la prima întâlnire. Da, ești, mă faci să râd când nu râd. Da. Și tu nu simți că nu zici, nu știi să o zici. Iar la Emma, știi ce, asta cred că o să-i strice, sau nu, tuturor. Se decredibilizează toți, bă. Hai nu, Emma și Bianca în primul rând. Pentru că ele nu se... Acum se văd la televizor, da? Da. Acum zic ceva, la testimonial zic ceva, după care fac opusul a ce... Păi nu o să le mai cadă nimic niciodată. Nu o să mai aibă partenerul de lângă tine. Încredere în tine. Eu de asta am venit să-mi rău. Dacă tu auzi că zici ceva, faci altceva și după aia zici altceva decât ai zis mai devreme și faci... Păi nu mai știi nimic. Cine ești, cum ești, la ce să mă aștept. Păi da, aici a venit dintr-o multitudine de personalități. Nice, pluridragi. Plurivalentă. Păi, nu crezi tu că poza asta, pusă așa sub braț, așa, către ostentativ, cameră, așa. Către cameră a fost pus așa, fix să bată unde bate camera. Puteai să o pui pe cum dormi așa, puteai să o pui aici. Ba sau normal. Așa, să te uiți așa la ea. Ba normal. Nu o pui aici. Să... Aici e camera. Normal că sunt făcute. Știi, ei știu unde sunt camere, știu unde sunt unghiurile moarte, pentru că Marius i-a zis atunci Luana în cameră. Avem trei uși, una aici, una aici, una aici și după colț aici. Vreau să-i zică că sunt niște unghiuri moarte în care nu se vede dacă faci anumite chestii. Ei știu, bă, unde bate, cum să mă schimb, cum să... Da. Bă, da, dacă le dăm ideea că ei știu ce fac și sunt calculate chestiile astea și reacțiile sunt pentru televizor și vor să se arate, știu și unde sunt camerele și știu când aici se reacționez. Aici mi s-a părut prea, bă, da, să vede. Da. Perfect! Nici... Perfect, ești nebun, zici că eu pus-o cineva bă, acolo. Bă, te-a făcut pentru că e confus din ce, nu știu ce vreau. Sau le-o fi zis cameramanii? Nu cred. Le-am văzut pe Răzvan sărutându-se și apropiindu-se foarte mult de Daria. Mă așteptam să ducă nesimțirea cât mai departe. Dar ce ai făcut cu albumul ăsta? Opa, dar ce căutam bai lângă WC? Ce trebuia să fac? A rupt. Stătea pe WC-ul să uită. Le-a rupt. Le-a rupt, bă. Aoleu, ce... Aveam de asta în clasa 8-a. Mă, da, și ăștia. Da. Și fetele și băieții se pregătesc de un alt moment al adevărului la o nouă ceremonie a focului. Unii dintre ei cred că tot ce îi putea răni mai rău deja au văzut și că deciziile de care se temeau cel mai mult deja au fost luate. Dar insula poate oferi surprize oricând și le poate dezvălui despre partener mai mult decât și-au imaginat vreodată.
cântat la tocuri. Da, fix, la tocuri. Da, deci pregătesc fetele de, de bonfire. Bă! Ceremonia focului. Ceremonia spune. La focu. Spune! E foarte aiurea. Așa. Când vezi o doamnă, femeie, care condamnă atitudinea unui bărbat, da? Deci ea zice că uite ce nesimțit e ăla, să pupă cu aia și... și după aia te întorci la el. Sau după aia îi ierți asta pentru că ceva. Asta înseamnă că tu te calci pe tine în picioare. 100%. Nu te respecti tu pe tine și atunci nu mai ai cum să ai pretenția ca altcineva să te respecte. Pentru că am citit o fază, nimeni nu poate să-și bată joc de tine sau să nu te respecte dacă tu nu-l lași să facă asta. Nu poți. Dacă tu impui o anumită ținută și anumit vocabular și un anumit respect, ăla de lângă tine o să se alinieze la standardul tău. Dacă vede că te poate călări și te poate călca în picioare și te poate înjura, da, și te poate... o să o facă. Da, dar nu e indicat. Să o fac. Adică, bă, dacă nu vă place... Ascultă, doamnelor și domnilor. Dacă nu vă place ceva sau cineva din această emisiune sau din acest format, nu vă duceți la el să-l dați, să-l înjurați alea doar că nu vă place vouă. Da. Adică dacă vrei să aduci o critică, fă-o fără jigniri. Sau fă-o într-un mod haios. Sau fă-o într-un mod foarte serios, dar fără... Te referi la mesajele pe care le primesc concurenții? Și eu mai primesc. Și noi primim. Logic, da. Dar noi mai știm să le gestionăm. Mai știm să le gestionăm. Și asta e și pentru concurenți și pentru ispitii care apar la televizor. Bă, apărutul ăsta nu-i pentru toată lumea. Adică nu doar apari și gata. Ai impresia că, bă, te iubesc. Când vine un val de iubire sau de hate. Da, sau când se îndreaptă lanterna, buf, către tine. Toate lanternele alea, când una e mai așa, una e mai puternic, una e mai licări, una mai... Adică, bă, trebuie să fii pregătit pentru asta și să-ți asumi că, bă, e posibil să mă înjuri lumea. Dar adică... asta nu înseamnă că trebuie să le zicem și ăstora care se uită, că mai văd și prin chat și sunt oameni care scriu gratuit. Gratuit, da, niște ciobăneli. Da, niște ciobăneli doar de dragul că am eu telefon, da, și pot să mă ascund. Și aia fac la televizor ciobăneli. Da. Da, ideea e că tu nu trebuie să... Exact. Că, bă, atâta timp cât pe mine nu mă afectează. Exact. Ok, îmi dă o stare când mă uit la televizor, dar nu mă duc și îl înjur pe ăla, că nu-l cunosc. Și levit, da, dacă nu vreau că, să... Apropo de asta, că zicea, îmi tot scrie lumea, sau scria prin chat, că gen lui Claudia, sau Claudia, așa? Claudia, nu-i place de mine că zice că vorbesc urât și că îi jignesc. Bă, adu-mi un... adică oamenii, eu cred că nu înțeleg ce e aia jignirii. Că eu folosesc și termeni de-ai mei, din că, dar nu sunt jignitori. Adică nu le-am făcut prost, urât, gras, slab, curv, târf, nu știu, violator sau ci toate alea. Nu le-am băgat, nu le-am zis cu puța, nu le-am, că n-am, că fac, zic eu că, bă, mi se pare ciobăneală, faza în sine. Aha. Nu că, dar mă rog, eu nu încerc să jignesc pe nimeni. Nu-i personală. Avem un început de relație. Ai de grijă pe pisica e vedeta. Bă, aici mi s-a părut Marius ceva. M-a avertizat în privința ta, bă! Aici mi s-a părut ceva. Bă! M-am obișnuit să încerc să mă atingă pe ascuns. Bine, mă atingi. Ce face ciup! El de obicei? Băi, face ciup! Știi, dai pauză, știi, bă, pe The Office, serialul. Zi cu ăla, nu cu ea. Da, știu de Office, dar nu l-am dat. Tâmpitul ăla. Da. Când îi plăcea de cineva, se ducea în spatele ei și îi punea un deget așa și fugea. Așa și ăsta. Care, da. Băi, stai cu ea în brațe. Ok, ți s-a sculat, bă, un pic acolo. Da, mie, ce nu mi-o dă în mintea mea, că mie mi se pare greu. Așa? După ce te-o teroriza băiatul ăsta. Da. Da, da, și mie. Eu zic din ce zici ea. Da. Da, acum nu știu. Din ce văd eu și eu cred că o terorizat-o. Să poți să te mai forți așa. Bă, da, adică, bă, te-ai pupat, gata. Bă, lasă-l. Bă, rupi ușa. Nu știu, fă-ți că ți-e rău. Fă ceva, stai în cameră, mi-e rău. De producția. Fă ceva, cumva. Adică, bă, dacă te-o terorizat. Dar să poți să treci peste treaba asta, păi, bă, vezi că femeia asta mută munții, ești nebun? Da? Să bate cu rușii. Dacă vin rușii, îți vezi, li faci două, trei de alea. De asta nu poți să ai încredere. Păi, de capul meu, mi se pare că... Ce reacție a avut și asta? Da, eu sunt o persoană. După ce îmi trece super faza de... Super cute! Sunt o persoană! Super cute!
Nu faci așa. Nu? Eu n-aș putea, bă, nu știu, n-aș... Păi, de cap, să mă mai ating, ești nebun? E nebun? Hai, că... Ei, mai pune mână pe țuță, stai. Ei, mai pune, nu. Mai pune o dată, vă da. Gesturile lui nu și-au locul, sunt deplasate pentru el și pentru orice bărbat ar putea să stea lângă mine de acum, încolo, acasă sau oricunde. Nu se face. Nu știu, mă, n-așa drăguț. Nu știe, mă, sau nu știu. Pam, pam, pam. Animal. Așa, uite, vezi? Așa, drăguț, Marius. Drăguț, mai. Și un pic mai sus. Și un pic mai sus. Așa, acolo, nu-i acolo. Băi. E urât, dar... Băi. Ce să facem? Facem și noi haze, necaz. Nici nu mai știu ce să-i mai răspund, sincer. Bine, mă, dar tu ai spus, ai... Da, bă, eu mai pus o dată mâna. Da, bă, normal! Normal, da, nu. Eram în spită, tu vrea să... Ăla de mine spă, frate. Uite! Adică, da, și ca și... din astea, ce trici din astea? Nu e ca și cum. Nu e ca și cum. Băi, extraordinar, bă. Când o să-mi întrebi pe mine ce-am văzut la tine, să fie o problemă. Eu nu pot să nec. Pisica aia ce tare. Ce ai văzut la Oana? Nu m-am uitat la film, nu m-am uitat la film. Am simțit așa o conexiune când... Ce-a blurat aici, mă? Mi-am întrepătuns prima dată. Are o țigară, cred că, sau ceva. Parcă ceva sau nu știu cine. În mintea. Continuă, că zici foarte bine. Îți place? Da. Nu mai m-a ajuns să-ți scrie. Hai jos! Și iară, pam! Vezi, din nou asta mă deranjează la ea. La fel... Poți să rămâi și să îl ispitești în continuare, dar să-i subliniezi gesturile astea urâte, să zici, bă, nu e ok, nu ai putea să... Nu, băi, frate, dă-te! Mă iei de țâță așa, ești țărănoi, bă! Da, da, mă, pentru că, bă, eu înțeleg rolul de acolo, doar că acel rol poate avea repercursiuni și în viața reală, pentru că cum vrei să ai respect din partea oamenilor sau să vorbească oamenii cu tine sau să te privească când tu apari la televizor, ok, într-un rol de ispită, mângâind unul spune mâna pe țâți, unul pe fund, unul pe nu știu, unul pe alea și zici, da, dar e rolul. Bă, ok, e rolul, dar tu și zici, nu-mi place. Dar nu e rolul. Stai, pentru că rolul, ai văzut acum, am citit în ziar că ăla Burcea, George Burcea sau ceva, l-a bătut o femeie pe stradă cu punga, cu plasa de medicamente. Pentru că a apărut, nu știu, de asta de la Pro TV, lecții de iubire sau tot din asta. Și avea un rol de asta, ceva, nu știu ce. Și femeia l-a luat la palme, ești nebun? Bă, mi se pare... Bă, asta e societatea! Da, dar stai! E diferent că acolo e rol-rol. Ăla e rol-rol. Oamenii dacă te văd la televizor, că tu faci ceva... Aha. Că la te atingi, că la te nu știi. Tu te plângi, dom'le, nu-mi place, mă, nu știu ce, meu. Ok, înțeleg. Dar după aia te văd că tu, bă, haide tu, nu mai fă așa, nu mai fi grobian. Și ăla încă face. Aha. Zici, bă, de că nu mai înțeleg că nimic. Că și rolul e până la un anumit punct. Normal, asta, atât timp cât mă atingi. Pentru că ei zic, și ispitele sunt oameni. Păi tocmai, hai să reacționăm ca oameni, hai să nu reacționăm că rolul ăla. Că așa un regizor îți dă un script, îți zice, ok, tu trebuie să fii aia pe care o agresează sexual ăla. Da, tu l-accepti înainte să semnezi contractul, tu te uiți pe script. Dar aici în contract nu scrii și mai terminați cu prostiile alea, că scrie la el în contract, că trebuie să se lase atinse, că nu există astea. Sunt niște contracte, să nu credeți că nu sunt gândite de niște oameni, de niște psihologi, de niște oameni de televiziune care n-au voie să încalce niște chestii, niște drepturi, niște... Normal. Și nebun, te dă judecată. Terminați. Noi n-avem contract cu Antena 1. Sau că avem noi contract. Bă, n-avem, chiar mă jur. Da, mă, lasă-i să creadă. Nu, nu era... Adică... Era foarte bine, dar... Nu era rău. Nu era rău. Adică n-avem. Oamenii... E misiune făcută că ne cunoaștem cu ei. Normal că ne cunoaștem cu ei. Și fac oamenii pentru noi, nu ni dau conținutul jos. Da. Atât. Da. Atât. Și cumva râd cu noi, dar nu... Și nu ne mai scrie să dăm dracu scrisul ăsta jos de fake. Dacă n-avem voie. Ce să fac bine? Să fiu bine. Ce te macină? Ce te macină? Dorul de casă, dorul de Claudia, dorul de boi, momente... Iartă-mă dacă greșesc să mă corectez. Așa aici de la început. Asta e ok, bă. Adică de când ai venit, așa ai fost în tensiune. De când a venit aici, Radu, îți spun sincer că nu am crezut că poate să existe atât de multe sentimente și că se poate strânge așa de mare dorul de o persoană.
chiar nu am crezut asta și mi-am dat seama de foarte multe chestii aici. Ai primit o scrisoare. Știi, ți-aduce aminte acum un timp că ne-am întâlnit pe... Am primit. O știe pe de rost, mă. O știe pe de rost. Pregătit această scrisorică pentru tine și aș dori să o citești când vei fi pe insula ta. Singur. Și cred cu siguranță că ori de câte ori o vei citi, te vei gândi la mine. De câte ori ai citit? Fiecare zi. Am două scrisori, una singură și cu ele mă încarc. Ai învățat-o deja? Adică... Merg, o am la mine tot timpul. O ai și acum? Da. Tu vorbesc serios? Nu mă vreau să citesc, te rog. Bă, tare! Da. Nu iau cu spate. De ce? Da. Dacă vrei să dau ție să citești tu, am foarte mult. Eu nu i-o dădeam. O să-mi dai să citesc eu? Ea mea, bă, e, nu știu, sufletul meu acolo. Da, și Radu la prietenește așa. La... Adău cu-a. Nu mi-o dai. Haide, mă, mâncați-i cu. Hai, bă, dă-mi. Bă, dă-mi. Hai, că nu zi la nimeni. Bă, începul în italianță. Hai, mă, nu citești tu. Nu citești tu. Hai, că citesc eu. Că citesc eu. Amore mio. Amore mio. Dacă citești această scrisoare, cu siguranță suntem deja pe două insule diferite, unde vom avea ocazia, probabil, să descoperim lucruri noi despre relația noastră, să găsim răspunsuri la întrebările și neîndumeririle pe care le avem. Să știi că ce muzică. Vei lipsi enorm atât tu, cât și momentele petrecute împreună. Momentele petrecute împreună. Știi pe de rost, mai nebunit? Da, bă. Mi-aș dori să fii tu însuți pe insulă, să te distrezi. Deci să fii tu însuți pe insulă, să te distrezi. Și nu așa. În ultimul rând, să nu uiți motivul pentru care te afli pe insulă. Știi tot. Băi, te iubesc și abia aștept să ne vedem și să ne întoarcem acasă exact așa cum am venit împreună, dar mult mai uniți. Ia. Luând gata. Sora, superbă. Să știi că în seara aceasta nu am imagini pentru tine. Ăștia sunt ok, bă. Ce mai crezi de relația lor? Pentru tine ce? N-am ce imagini în seara asta. Lumea și că este mai bine așa cu părul. Da. Ce mi-i place mai mult așa. La modul că știi când îți arată Radu imagini, îți arată ceva ce ai vrea să vezi neapărat, știi? Dar m-aș fi supărat că n-am văzut. Eu n-am capsut pe Claudia de... Ți-i cald? De ce? De nasol. Păi n-ai mai zis până acum. Nu e prima de când e aici. Ei. Zi. Nu știu, m-am dat așa... Emoții? Am pus să văd. Emotiv. Sincer, îmi doream să o văd și de-aia la fiecare filmuleț care apare pe tabletă sunt acolo atent și mă uit după aia. Măcar să apare și un pic din tabletă. Mă, că asta e mai da. Oh, boss, că nu-i doar de tine emisiunea. Vor mai fi filmulețe, deci nu... Că mă ești și nervezi. Mai ales cu Emma. Da. Deci... Bine! Mai ales cu Emma. Stai da. Deci Bogdan, prefer un Bogdan decât un Marius și un Răzvan. Îl prefer. Claudia se agață de trecutul lui, tot timpul zice că trecutul lui nu-i place, că o bună ziua domnul Darie. Ce băiat. Bă, ce băiat. Că e tătuț, bă. Deci, ea zice că nu-i place trecutul. Da. El a fost un băiat, un golan, cred că a fost. Da. Ruptea păcănelele. Da. Obsedat, da, că și el zice. Care s-a schimbat pentru că a găsit o femeie pe care o iubește. Da. Sunt o grămadă cazuri, sunt o grămadă oameni care se schimbă pentru ceva. Și îi place că s-a schimbat și el nu vrea să piardă chestia asta. Dar Claudia nu poate să se detașeze un pic de trecutul ăla. Și trebuie să înțeleagă, bă, trecutul face parte din noi. Trecutul te-a clădit. Ne-a construit. Mm-hmm. N-ai cum să renunți, adică să ștergi sau să nu... E cea mai mare greșeală să nu vorbești despre trecut. Mm-hmm. Pentru că doar așa te poți detașa și ți-l poți accepta. Mm-hmm. Bă, da, mamă, trecutul, când făceam eu din alea, mamă, ce prost eram. Cam și... și te-au învățat să nu le mai faci acum. Dacă te întorci la el, ok. Dacă te întorci la el, da, exact. Adică și noi avem șoșoii noștri. Normal. Din trecutul nostru. Ia, tu nu, hă? Dar da, mie că ea caută orice mică scânteie ca să așa. Uite, de ei doi mi-ar părea rău să nu rămână împreună. Da. Da. Pentru că ea clar vrea să găsească ceva. Că ea pleacă într-o poziție de superioritate, se simte. Se simte că ea e mult mai relaxată să facă ce vrea. Și... Gata. Răzvan? Vrei să mâncăm?
Haideți, domnul Dari, haideți-mi coace. Auzi? Product placement. Dă-i și lui domnul Dari un scaun. Să nu mai stea cocoțat acolo. Ia vezi, mă, că a venit cu tarta asta, tarta... Tarta? Da. Salut! Bună ziua! Salut! Asta bă, e tarta iubirii, mă. Hai, vine, ia scaunul ăla. Bă, ce nenorocit, bă. Bă, ce nenorocit. Au ce scaunul de ăsta, noi stăm pe sărăciile astea. Ce sărăcii, că stai mai bine, ești nebună, ăla stă cocoțat, o să vezi cum o să hai, mă, cocoțat. Cocoțatul de la Notre Dame. Cocoțatul de la Notre Dame. Auzi, dar poți, ia mai apasă, ai o șpârlă din aia să te lași mai jos. Ce, facem și glume? Nu, nu ne... facem, nu, dacă ați fi la același nivel cu Ristei. Body shaming îți fac. Așa. Venim viral. Ia. Ia stai. Așa e ok? Da, da. Stai, mai jos? Nu, e bine. Hai să-mi îndrept corpul. Da, zi-mă la microfon. Să-mi îndrept corpul, oh, fără greșeală. Bă, tu ai voce de radio, mă. Am făcut radio la Burlat când eram copil. Serios? Ai făcut radio? Da. Fii atent, asta e bună, asta e bună. Făceam la un moment dat cu un alt coleg un matinal. Așa. Și era extrem de complicat în vacanță să te trezești de la 5, să ajungi, să bagi BBC-ul. Da. Se băga BBC-ul așa, da. Și era un buton, apăsai pe un buton. Și am fost celebru și s-a râs vreun an de zile pentru că am zis, în loc de ora 8 fix, da, să zic că a fost ora 8, am zis, a fost ora exactă. A fost ora exactă. Așa, ai devenit viral. Da. Aveai dreptate. Da, pe casetă. Aveam casetă martor atunci. Spune-ne, atât de bătrân martor. Suntem. Spune-ne, Radu, ce ne-ai adus astăzi? Sunt bine, la fel, două da. Cu două? Nu, am făcut mai multe nu. Tipuri de da. Sandwich-uri. Da. Bă, da, Gio, eu așa. Plecat la concert. Da. Extraordinar. Am făcut... Plecat la concert? Da. Lunea? Ma! Ia ce ăla așa. Vezi că eu am mâncat numai... Vin din Portugalia, unde am mâncat numai... Fines. Da, 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 da. Așa, cel mai important lucru. Da. Pentru că sunt oprit pe stradă, la mine pe stradă, acolo pe Mihalache și întrebat de tarta iubirii de vreo două săptămâni. Bune. Da, da, da. Public shaming. Așa? Serios. Dom'le, dacă vorbiți acolo, acolo, acolo. Fiind voi. Da? Adică voi sunteți un spațiu virtual da. Public. Da. Da. Dar sfânt. Dar sfânt, da? Că de asta faceți 200.000 de vizualizări pe în zi. 24 de așa, ore. Asta am vrut să spun. Mi-a zis, domnule, dacă vorbiți acolo, da, faceți treaba până la capăt. Și atunci am zis așa, fructul pasiunii. E ce ne-ai adus da, atunci sau da, e altfel? Da, doar că i-am e dat the final touch. Yeah. I-a arătat puțin mult mai bine, dar eu fac și concierge, Da, și a trebuit să fac l-am rugat pe domnul Dari să oprească să-mi cumpere un tricou, că n-am mai avut timp da. Să-mi spăl și am luat un tricou cu mine și la lumină am văzut că era jeg. Și l-am rugat, mi-a adus un tricou. Ne-am ocupat. Mulțumesc. Da. Așa. Deci are tarta. Fructul pasiunii. Ai dat cu ea de pereți. Da, de nervi. Păi nu, dar dacă se numește tarta iubirii, așa. În iubire ai parte bă, și de nervi. Normal. Și suferință și nervi, da? Așa. Ciocolată neagră și puțin caramel sărat. Mam. Cu mango ai zis? Nu. Ce ai zis? Că e la fructul pasiunii. Fructul pasiunii, fructul pasiunii. Fructul pasiunii. Galben? Da. E galben? Da, da, da. Gălbui. Eu am crescut la Burlad, aveam fructul pasiunii așa... Când ai auzit tu de fructul pasiunii? Cum? Când m-am născut. Băi, când, când plângeam. Nu, că i-au zis, e, copilul ăsta e fructul da. Pasiunii părinților lui. Am auzit fructul pasiunii acum câțiva ani, ești nebun. Alea Siret numărul 1, la două arată. Camere, știi? Cum arată fructul pasiunii? Nici nu știu cum. Ah, nu. E dragon fruit ăla? E aproape ca un dragon fruit și are foarte multe firicele în interior. Foarte multe semințe. Ah, da. Da. Foarte interesant. Așa. Se pare că există o adevărată dragoste pentru acest fruct și pentru dulciurile cu acest și zi, vine lumea la tine la TGA acolo și zice că... Da. Cel mai interesant lucru săptămâna trecută, mă văd cu un cuplu luni dimineață la ora 10, la mic dejun. Așa. Se pare o chestie interesantă, da? Deci clar ești în concediu, clar nu ești din București, da? S-a făcut repede profilul psihologic. Că la noi nu e ca în alte țări, să iasă lumea la mic dejun întâi, după aia să meargă la muncă, nu. Nu, la noi nu. Noi facem, noi venim la mic dejun de obicei în weekend, da? Și fie stând puțin de vorbă, la un moment dat fac acel chestionar clasic, de unde ați aflat de noi, că ne-am dat seama așa. După accent că erau din Sibiu, am povestit puțin și zic de pe TikTok, eu, stând așa puțin drept și ușor mândru, știi, de ce realizările mele de pe TikTok. Nu, îi zic de pe Instagram, nu, de pe YouTube. Și zic, a, YouTube, dar zic, nu, eu nu prea postez pe YouTube. Nu, 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 dar v-am văzut la Fiers pe insulă. Bă, extraordinar. Și doamna a spus așa,
v-am văzut acolo, n-am văzut nicio tartă, dar povesteau băieții și vorbeau atât de interesant încât am zis, mergem la oamenii ăștia, mâncăm mic dejun și băi, facem și mâncăm și o tartă. Cu plăcere, domnul Dari. Da, să se mai întâmple. Sper să vă placă în episoadele următoare, da, tot ce înseamnă vestimentația colegului Florin Ristei. Asigurată ca și la emisiune de noi. Mulțumim, da, Radu. Da, cu plăcere. Mă pun să mănânc aici un semișel. Emisiune plăcută, cu mulțumim, cât mai multe vizualizări, desigur. Deci cu ce asta? Ceapă, ham. Da, ceapă, ham, cheddar și ai un bacon caramelizat cu barbecue. Te rog frumos, ia și gustă. Bă, ăsta e sunetul fericirii după ce mănânci. Oh, nu s-a mâncat. Cheddar frumos. Cheddar frumos. Doamne, da. Gata. Vă las. Hai, spor la treabă. Mulțumim. Să fie. Aici ai aratelul, am sărit un pic așa. Iarată! A, păi aia e. Nu, nu, ăla, că uite ce curat. Nu mă vreau în aia. Nu mă murdări. Îi ca cu picioarele în sus. Asemănați. Ia, hame, mai vezi acolo, mă? Ce? Hai, Ali! Acolo ce ai tu? A, aici e același lucru ce am mâncat. Ah, ia bă. Nu! Păi îmi place să te îmbrățișez eu. Nu! Hai, uite, vezi astea zi? Draga nene. Uite-l ce s-a transformat și ăsta la față. Da, bă. Hai, bă. Nu vrei să-mi dai îmbrățișare? Bă, da. Zim, te rog. Cum crezi? Care au fost textele lor după emisiune? Așa, să presupunem noi. Păi i-ai luat-o pe aia de cur. Eu am făcut o postare în ziua aia atunci. Am zis, dacă voi vă uitați încă de pe aceeași canapea la imaginile astea împreună, e ceva greșit. Adică... Da. Da. S-au dus acasă să vorbească, da? Mhm. Faza e că tot ce vedem noi aici e tot... Că m-au mai luat și pe mine lumea la... Crei păzește, că cu familia tradițională, că râdeți voi de mine cu familia tradițională, dar puteți vedea din reacțiile lui și ale ei cum cred ei că ar trebui să se poartă niște oameni într-o familie tradițională. Adică ea să treacă cu vederea toate bădărănismele și toate chestiile astea pe care nu sunt de trecut cu vederea la un bărbat într-o normal relație modernă. Adică într-o relație modernă nu erau de trecut cea cu 100 de ani. Că au vrut femeile să treacă peste ele și s-au lăsat călcate în picioare unele. Dar să mai faci asta acum, iar din partea ei, e normal că vezi niște apropieri cu băiatul ăla, că e mai și de vârsta lui, e mai să râd, să distrează, să gând. Ea n-a avut parte de chestii de-astea. Plus că o să vedem acum, nu știu care minte, mă, sincer să fiu. Ea zice, și cred, o cred pe ea, că n-am avut niciodată de asta, eu trag, da, se trag de el, nu-mi zice niciodată nimic, nici nu mă pupă, nici nu... Și el zice, și eu mă por la fel cu ea, și... Eu cred că... Vina, mm-hmm, va în... În plăsiza. Da, ești de o parte și de altă. E clar, adică n-am nicio emoție. Nu o scot pe ea vinovată, nu vreau să par că nu o înțeleg. O înțeleg, singura chestie... care pe mine m-a deranjat e faptul că noi am trăit într-o oarecare așa minciună, că eu te iubesc foarte mult, că nu, lucruri care nu sunt adevărate. Ai spus la un moment dat că ai pomenit cuvântul dorință. Da. Da? Se vede din punctul tău de vedere dorința acolo? Se vede din partea de pod. Se vede și de la mine, dar se vede de la distanță. Da? Da. Voi sunteți de acord, băieți, cu Marius? Clar că acolo e ceva. Răzvan, tu ce crezi? Nu pot să comentez. La fel cum și Marius a absent, la videole mele, cred că ar fi normal ca el, cel care o cunoaște cel mai bine, dar mi se pare că au așa niște planuri și am înțeles anumite chestii din videoul anterior, dar nu m-am absent să comentez. Ea i-a spus, te-am rugat să faci ceva și a ieșit prost. Să nu depășească anumite bariere. Și era cumva... Eu asta zic, ea, dacă nu era cameră, dacă nu erau camerii... Un plan care cumva ori a ieșit era gros. Și amândoi au luat-o cumva în zona în care se giugiulesc mai mult decât trebuia, ori am înțeles eu greșit. Ia de un pic pauză, fii atent. În momentele în care Radu îi întreabă pe alții din jur, tu ce crezi despre asta? Da? El...
Răspunsurile băieților, da, îi pot incrimina și pe ei. De asta mulți nu au păreri despre ălălaltul. Pentru că poate dacă ar avea o părere, așa, și ar zice, a, păi nu e ok ce face ăsta, știi? Atunci n-ar mai avea nici ei. Tu cum îți justifici, normal? N-ar mai avea nici ei acoperire. Așa că, bă, uite, da, nu sunt în măsură să comentez. El vede că e nasol, dar după aceea se gândește, păi stai că și eu am făcut la fel, deci și de mine e nasol, nu? Dar... Normal. Mamă, e o complicăciune. Stai că nu comentez, dar comentez. Că până la urmă el a comentat aici. Ia să vedem ce zice boiul. Ia zi, bună tarta. Fă-leu. Noapte frumoasă, distracție plăcută. Ceau. La fel. Da, din nou Marius a fost deranjat de atitudinea fostei lui iubite. Dar mă bucur că am fost iubit. Asta a fost sincer. Eu doar am spus că tu ar trebui să iei în cap. Mă interesează nici dacă a fost un plan, nici dacă a fost... Eu nu cred chestia asta, dar... Se fac mă interesează. Ce, da? Păi s-a acceptat în locul lui. Nu, așa a acceptat. Am spus că nu e dorit. Sunt niște proștii care nu și-au urmat. Eu vorbesc. Deci eu care nu ați acceptat nimeni. Păi nu acceptă nimeni. Cine ar accepta? Du-te, mă, adică te duci, îl chem pe ăla. De ce nu petrești timp cu altcineva? Pentru că s-a legat ceva între ei. Se vede că îi pare rău cumva, dar tu nu și tu. Ce mă se vede că îi pare rău? Adică spune că după aia face aceleași lucruri. Ia s-a atașat. Dar tu ce faci, mă? Eu de-aia am zis trei. Adică te ești. Mă, ce-o sări în paveta. Mi-a sărit din gură, ești, mă. O să ajung după emisiune și să-ți dorească treaba ei, nu mă interesează. Dar tu nu zărești, mă? Că nu te așa dorești la începutul emisiunii? Bă. Bă, ce, eu nu supăr, mă, dubla măsura asta. Bă, măcar dacă o ai, ai și pentru tine același lucru. Sau nu le fă tu. În general, ceea ce oferi, aia și primești. Da. Dacă ai perioade în care tu oferi ceva și primești altceva, sunt perioade limitate de timp. Mai devreme sau mai târziu, în general, se întoarce. N-ai cum. Adică dacă tu oferi asta, te aștepți să primești și loialitate. Bă, cum? Păi el are loialitatea acolo, dar are prin, cum e cuvântul ăla, coerciție, parcă e, prin îngrădire, până, că ea e loială acolo în sat cu el, okay. Că n-are șansa de a fi neloială. N-ar de ales. Nu mai vreau să aud, deja că cumva rezultatul testului e că eu și Marius ne despărțim, nu mai vreau să aud. Ceau. Păi cum mă, Bianca, mă? Acum spui așa. Nu mai vreau să iubesc în viața vieților. Da, nu mă, da, mă, noi copil, mă, boss. Tu pedepsești oamenii din viața ta. Da, oricum ce nu decizi tu când te îndrăgostești. Ești tu supărat acum. Nea Florin. Dat. Normal. Când ești o să simți, copil, o să simți. Zic copil. Vreau să fiu singură, e prima dată în viața asta. Și ăsta e un lucru foarte mișto. E ok să fii singură o perioadă. Da, exact. Doar nu te transformi. Mai lasă-ne un pic, Emma. Lasă-i și pe alții să vorbească. Eu mă gândeam odată să mă duc la mănăstire. Aveam așa gândul. Cum am iubit eu în relația asta. Oh, mamă, parcă mă aud pe mine. Bă, mai taci un pic! Mamă, m-o scoate din sărășe. Poate să iubești și mai mult. Pentru că ai să fii și iubită, iubită și mai mult. Exact. Uite, vezi diferența, dăm pe pauză. Nu să iubești și mai mult. Zice Bianca. Eu am iubit și zice Emma. E, da, cât am iubit eu. După care zice Claudia. Tu dacă o să mai... Adică vorbește tot despre persoană, îți dă sfatul, dar vorbim despre cazul tău. Nu, da, eu, stai să vezi eu. Păi da, tu ești mică, nu iubești tu eu. Tu nici dacă n-ai voie să suferi. Prin... Eu trebuie să sufăr. De la masa asta, eu sunt aia care suferă. Să nu pierzi centrul atenției deloc. Da, bă, incredibil. 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 Normal. Mi se pare cel mai șmecher sentiment. De ce să-mi reprim viața și să nu-mi doresc? Mi se pare... Și suferința e mișto în dragoste și nu suferința asta pe care o trăim noi. Da, care? Nu suferința asta. Nu. Și suferința e mișto în dragoste. Bine, nu suferința asta prin care o trăiesc eu. Bă, extraordinar. Bă, ia, mi-e ideea asta mi se face rău. Și după aia te aștept să mai aibă cineva încredere în ce zici, mă. Bă, mi-e ideea asta mi se face rău, bă. Ne învârtim ca un coi într-o găleată. E mișto să suferi, dar nu să suferi așa. Cum sufer eu? Bă, mișto să... Tu că suferi, mișto, dar nu cum sufer eu. Bă, extraordinar, bă.
Bă, mă doare în cană. Bă, mă doare în cană. Cum ar fi făcut la asta? E mișto să suferi. Nu cum suferi. Da, da. Extraordinar, Bucălai, cum e. Bă, băiatule. Bă, bă. Ia! A început bonfaiul la fete. Mamă-și. Dar n-a povestit de faza asta de... Nu știu, de parcă nici nu mai aud. S-a dat mai încet, într-adevăr, și la mine. Da. Mai dispărțit femeia mea. Și da. Mai trage în sunet. Trage sunetul, nu? Da, hai. N-am fost eu când am dat. Și acum, Moldova, că așa mai este prima zi. Mi se mântit la Moldova. Să te duc în Moldova? Mi-ai priscut la Moldova. Bine, așa, dacă vrei să fii, Moldova. Și mă duce, bă. Bă, ce supărată-i, bă. Gata, și-o revenit. Nu te duci puțin la tigre, că ești un pic. Bă, ce supărată-i, bă, băi. Doamne, nu vreau, adică, nu, chiar nu râdi, suferiți, că eu cred că, chiar cred că suferiți, bă, da, ei. Știi că nu ne halește pe noi, nu? Doar din Atlanticul îi place. Da? Nu. Na. Nu-mi pare rău. Ce suferiți și rău. Na. Dacă o să apuci să ne cunoști tema, o să-ți placă. Chiar nu suntem... din aia. Chiar nu suntem. Serios, adică nu suntem, poți stai de vorbă cu noi. Suntem și hazli. Suntem hazli. Dar eu cred că genul tău, da, de, într-o relație, pe mine mă... E greu. Pe mine vine să mă arunc pe geam. Uleu. În schimb, chiar cred că ești de treabă. Când dormi. Nu, e ok, nu, chiar serios. Nu, acum nu fac catering. Greu de primit imagini de astea. Bă, cred că e rău. Că rău și de el i-a pus mâna pe... E greu. Nici nu vreau să mă gândesc cât avea pulsul. Nu vreau. Ce poți să-mi spui despre imaginile astea, Emma? A fost o melodie pe care a cântat-o Daria. E cântat-o și lui, tu? Nu vreau să discut despre asta. E, bă, trebuie, stai liniștit. Nu vrei să vorbești despre asta. Dar vă leagă într-un fel această melodie? Vă leagă sau nu? Bă, eu o cred, bă, băiatul. Că suferă? Da, da, bă, băiatul, o cred. Mă gândesc ce a fost în capul lui când a ascultat melodia aceea. Că trebuie pentru că am văzut la piesa... Momentul în care genius. Era Hi-Q. Melodia pe fundal. Hi-Q. Așa îl trezesc eu pe el și pe noua dimineața. Oh my. Ca asta ce a ascultat-o, ca și cum nu ar simți nimic. Ca și cum nu a auzit-o niciodată să bucură prima oară de ea. Dar poate și Daria cântă așa. Să facă ce simte. Extraordinar. Să facă pare ce simte. Face... Pare că nu se dă înapoi. Pare că nu s-a ține. Mi-a demonstrat că face întotdeauna ce simte, fără să gândească la persoanele m-a disperat da, asta. Da, fraza asta. Simțitul, oare ce simte. După ce plecați acasă, crezi că relația lor ar putea continua în România? Mi s-a ridicat pantaloni. Nu mă privește. La de ea. Ai ceva împotriva ei? Adică crezi că ea este vinovată pentru ceea ce s-a întâmplat între voi? Sau nu o privește pe ea? Anumite lucruri mă deranjează la ea ca femeie, dar ea nu are nicio vină în ceea ce îl privește pe Răzvan. Vrem să știm și noi lucrurile putea care o deranjează. Putea să fie cineva în locul ei, aici sau afară. Ca femeie. O să încerce de fiecare dată să se întoarcă în viața mea. Și asta mă deranjează. Pentru că pentru el chestiile astea nu sunt atât de importante. El consideră că chestiile astea fizice și faptul că îl atrage o femeie fizic nu e atât de important față de ceea ce simte el ca iubire. Bă, tu crezi că se uită lumea la el? Te-am mai întrebat, poți să însenii? Și are fani așa când zici... Da, mă. Ia uite, le-a tras pe alea, mamă, ce tare e! Sunt rost.
100%, adică sigur se regăsesc. Bă, sunt foarte mulți care sunt așa. Foarte mulți. Bă, e greșit. Da, da, da. Dar e urât, e omen... Nu într-o relație urât doar. E omenește urât. Bă, e omenește urât, dar fii atent. Eu am o convenție cu tine. Da. Și de la înainte să facem acest parteneriat, zic, bă, eu vin cu astea, tu vii cu ale tale și stabilim niște reguli. Tu zici, bă, ok, pot fi de acord cu ceea ce faci tu, dar hai să o facem în condițiile pe care ți le zic eu, dacă așa tu vrei să le faci. Da. Dacă tu la final, după aceste dezbateri, și tu ai bătut palma cu el, gata, mă. Deci, ok, batem palma, da, sunt de acord. Okay. Fiecare își definește în propria lui normalitate. Okay. Dar dacă tu după ce știi ceea ce faci, tu vii și te plângi și suferi și nu-ți convine, da, și alea, și la stări deprimante, bă, cum? Că trăiesc într-o... Deci ți nu-ți place? Aha. Nu ești de acord. Aha. Adică ești ca aia care termină relația și încep să vorbească urât despre ea. Da, păi adică... nu tu ai stat cu el? Da, bă, nu știu dacă bat asta palma cu tine. Bă, fii atent, eu, bă, Emma, salut, bună, eu sunt Răzvan, ne place unul de altul, ne place, gata. Vrei să ai o relație cu mine? Da, perfect, hai. Cu ce vii tu de acasă? Eu vin cu șoșoiul ăsta. Uh-huh. Eu nu mă pot abține când văd femei frumoase sau femei în general sau așa, știi? Îmi vine să pun una piele, să le dau, să le nu știu ce. Tu ce părere ai? Dom'le, nu-mi convine. Perfect, eu vin cu asta. Uh-huh. Ești de acord? Și ea poate zic, bă, da, sunt de acord, dar fă-o în așa fel încât să nu știu eu. Așa. Sau să nu aflu, sau să nu simt niciodată, sau să nu o pui într-o situație proastă. Perfect. Bun. Perfect, bat-mi palma. Dacă vii la televizor... Dar dacă tu vii și tu o faci pe aia să simtă... Bă, ai încălcat o regulă. Dacă tu o faci... Bă, nu, sau dacă ea află. Bă, fă-o, dar să nu... Ca și cum n-ar exista. Da, bă, că aș și zis, că, cum a zis Bianca, eu știam că face astea, nu vreau să știu de ele. Da, adică, bă, dacă am o convenție stabilită, ceea ce noi, ți-am zis, fiecare are propria lui, cum zic eu... Normalitate. Adevăr. Și după un 35 de ani, e foarte greu ca... Eu sunt cu... Ei cât au? 30? Nu mai cred că odată, au. Da, 31, 30. Ok, 30. Mă rog, încă... Da, eu să intru într-o relație cu o femeie, da, că la 30 de ani ești femeie, mamă, bă, și tu ai șoșoiul tău, dar șoșoi nu neapărat la lucruri negative. Șoșoi adică ai și tu niște... Normal, tabieturile tale. Niște bagaje după tine pe care le tragi. Tabieturi, felul de a fi, exact, cum te comporți, cum pe dori, cum mănânci. Pe care în mare nu le mai schimbi. Nu le vei mai schimba. Vin și eu la 30 ceva de ani cu tot șoșoiul meu. Bă, cumva, hai să batem palma. E o negociere. E o negociere, exact. Că relația nu ne mai e doar să... Exact. Că atâta. Nu poți nici ăla să schimbe să fie exact cum vrei. Exact. Tu nici tu n-are niciun sens, bă, dar trebuie să negociezi. Niște reguli. Exact. Bă, dacă nu ești de acord cu... Ok, nu, bă, nu ești de acord, eu ăsta sunt. Uh-huh. Perfect. Hai să nu... Că e clar că n-avem cum să facem. Eu n-am cum să mă schimb. Bă, tu vei suferi mereu. Și eu nu înțeleg... Eu n-o să fiu fericit. Și nu înțeleg nici asta, că ok, păi da, da, iubesc și nu pot să ne despart, chiar dacă nu-mi plac chestiile astea. Păi cum poți să-l mai iubești sau cum poți să te îndrăgostești, da, în continuare de el dacă în continuare și tot timpul o să fie ceva care te deranjează, exact, adică, și te lovești de chestia aia în continuu? Eu aș lua mai matematic un pic, mai, nu știu, mă rog. Le-am ales pe Marius pentru acest date pentru că mie mi este foarte drag să petrec timp cu el. Noi ne simțim foarte bine împreună. Sunt precum pisoi. Pisoi îți petrezi foarte mult timp, așa sunt și eu. Nu e pisoi, eu sunt eu. Pisoiul? Eu nici, era, doi pisoi. Să, nici nu o recunosc în dimineața asta. Am crezut că e o zeiță grecească ceva. Bă, băia! O să fie să presupunem. Deci de la școala de prințese. Faceți o pagină, bă, vă rog eu. Care vă uitați, faceți o pagină de Instagram, că noi nu mai avem timp să mai ocupăm și de asta. Faceți o pagină de Instagram care se numească Școala de Prințese, pe care acolo îți postați doar prințese. Extraordinar ar fi. Și zeițe, da, grecești. Păi, dispusă să... Nu ai cum să pleci din Constanța, eu nu aș avea cum să... Bă, și discuțiile astea? Plec de la mine, pentru că în afară de ceea ce fac... Încât el să chiar crede că ea vorbește serios? Sau eventual să... Eu trebuie să mai doresc să-mi deschid două business-uri. Eu, unul din ele ar funcționa oriunde, numai la asta. Deci ne facem un tatuaj eu cu numele tău. Da, e fiartă, abia așteaptă. Antebrațe. Mm-hmm. Se scrie Maria. Oana, știi, Marius. Păi, atenție. Să mi se facă complimente, îmi place să-mi stă bine pe mine locul, să-mi stă oasă. Și dacă ți-ar spune că bine pe mine locul, chiar ar mai bine să-mi stă bine. Ba, băia! Doamne, Dumnezeu!
Bă. A, abia cu ei arată. Aoleu, da. Abia bă. Aici arată. Mai analizăm o dată aici. Fii atent. Lasă, lasă să meargă. Fii atent. Hai să ne uităm la unde sunt mâinile. Bine, că da, că nu vedem nu în continuu. Stai, stai un pic. Ia, eu luat surca. Stai. Aici, da? Uite mâinile lui, da? Da. El e aici, da? Mâinile ei sunt acum afară amândouă, da? Da. Deasupra apei. Dar poate nu-i momentul ăsta, n-ai cum da, să da, judești, no, că no, nu da, știi. Da, corect. Nu, că îl mângâi aici pe Gagiu un pic, pe corp. Oricum să nu creadă lumea că îi găsesc circumstanța durante lui. Nu, doar voiam să înțeleg situația exact. Tremuri de emoții. Aici. Bă, ia măi, n-am văzut mâna asta, asta e. Știi ce zic? A, n-am văzut asta. Bă. Bă. Dar vreau să văd eu când ia mâna, ia, el, lui, ei. Asta zic, că nu vezi că bagă el mâna sub apă. În fine, ia-l, ia-l după tine. Pe cine? Pe Reluțu? Ocupat. Nu, eu nu zic că nu a făcut, sigur a făcut coșul da. Recunoscut, adică da, e normal, clar. Normal. Da, bă. Dar nu poți să n-ai reacție ca femeie, trebuie să ai reacție acolo, nu m-am scos de sărită. Bă, bă. Eu dacă vin, stau cu șoarecul în pat, în cadă. Da. Ce faci, băi? Așa. Cum n-aș apie așa, ce faci? Așa. Și ia. Bă, mă aștept. Ia să zică, dar nu, hai să... Bă, inversi maică, băieții-s maică. Uh-huh. Adică, când dacă tu îl mângâi pe un băiat în cadă... Da. Bă, ăla ce vrei, zic? Ce să fac? Adică, e țărănoi ce-a făcut. E clar țărănoi ce-a făcut. Dar cumva tristeaște. Bă, orice acțiune are o reacțiune. Da. Și adică, ia, ai văzut cât de senzuală era. Adică e ca și cum tu dormi cu el în pat. Da. Îmbrăcată. Dar te bagi așa un pic cu fundul. Uh-huh. În el așa. Și el am dat, zici, opa, adrenalina. Păi, ce te aștepți? Adică nu te aștepți ca omul zic, bă, nu vrei să... Corect. Știi, adică, asta am zis și eu aici. Aici trebuia reacția. Trebuia să-i dea un pic peste bot, să înțeleagă și ăla. Și să înțeleagă de față cu toată lumea la televizor, să știe că a făcut un gest urât. Da, bă, ce faci, bă? Ce e asta? Ce e asta? Exact, ce o ce a punctat. Dacă ar fi vreodată să fac ceva cu tine, dacă mi-ar plăcea, bă, nu, tot să zicem că rămâi în rol. Domnul Marius Moise. Marius, cum îl cheamă? Moise, da. Păi Moise. Șpioana? Mone. Nu? A, Mone. Aha. Așa. Domnul Marius. Așa. Ce vreau să zic, bă? Domnul Marius Moise. Domnul Marius. Dacă ar fi vreodată să fac gest. Dacă ar fi vreodată să fac ceva cu tine, nu o să fac niciodată pe cameră. Așa. Și nu așa. Și nu așa. Adică dacă vrei, nu mai fă gesturi de astea. Exact. Exact. Nu mai gata. Și poate lispite și mai tare în felul ăla. Da. Că el zice, băi, stai că am făcut ceva de căcat, de-aia mi-a zis că dacă nu mai fac, poate... Da, nu știu, bai că... Știi? Dar, da, nu știi cum reacționezi în situația aia. N-am pățit să mă iau probabil, una... Probabil, să mă iau una eu nu de iau partea nici lui Marius, ai pățit nici să te ia de cuc împotriva voinței tale? Nu. Fitini, te-a luat cineva de cuc împotriva voinței tale? Nu, chiar și dacă n-aveam voință, mi-a venit după... Într-un moment viral pe TikTok. Dar nu, n-am fost agresat. Da. Nu, e foarte urât să faci lucruri din astea ca și ca femei și ca bărbat. E foarte urât împotriva voinței tale. Ceea ce vreau eu să zic că sunt doamna Oana, domnișoara, domnișoara Oana. Cumva trebuie să realizezi că lucrurile astea care vin asupra ta, hate-ul, dușmăniile sau mesajele urâte, care, repet, n-ar trebui să vină dintr-o țară civilizată, dar care totuși vin bazate și pe lucrurile astea, care, bă, că nu-ți dă la calcul. Uh-huh. Eu știu că... Da, asta nu înseamnă că lipsa reacției atrage vină. Da, ok. Da, adică nu-i vina ta, nu da, dacă ai fi reacționat într-un alt fel. Da, acolo, mă, reacția. Undeva dă cu virgulă și trebuie să înțelegi. Aha. Că uite, în contrapartidă, Daria a lăsat motoarele.
Da. Dar ea putea să pluseze și ea. Dar ce să mai plusezi? Gata, a ajuns la un arătat. E clar că vrei să vezi cum o... Exact. Și acum îi zice, stai că ești prea mult pe mine, stai că l-are în continuu pe mine. Îi zice, zi, mai dă-i și de-asta. Da, eu, în real, mă pupam că gata. E clar. Normal, mă atingi, îmi puni mâna toate alea. Dacă îi zic hai, ești nebun. Cât de departe? Cât, adică e clar că... Că acum îi dai apă la moară lui. Normal. Și creezi niște false chestii în cap și normal să aibă acțiuni de astea. E ok. Este o imagine pe care ți-ai imaginat-o? O aveai în fața ochilor când ați plecat de acasă? În momentul în care Marius a despărțit mine, vreau să văd imaginea când eu luam mâna. Afectat. Că sunt curios din mutra lui, ce față a făcut. Nu cred că era așa. Dar nu pare afectat. Nu cred. Pare eliberat. Pare că se simte mai bine așa. Nu vreau să vin, de probabil s-a îndrăgostit de ea. Sau cel puțin se simte bine în prezența ei, e normal. Sincer, cred că sunt șocată și pentru că eu credeam că între el și Oana nu e nimic și că s-au oprit lucrurile. Vezi că e o șansă ca el să se mute la Constanța sau invers, ea să se mute la voi acolo? Ai vedea-o pe Oana să locuiască la Horia? Acolo stă? Horia? Nu din Horia. La Horia Brenciu, nu știu. Parcă mi-e cunoscut așa, sigur am trecut prin Horia când am fost la un concert. O modalitate prin care să poți conviețui cu acea persoană, indiferent că el e dependent de Horia și ea de Constanța. Bun, deci dacă el făcea anumite lucruri peste care tu ai trecut cu vederea în România, totuși de ce ați venit la insula Iberia? Adică din moment ce ele s-au tot petrecut? Pentru că eu nu cred în varianta asta a lui. Bă! Da, cred, îi place să vadă fete, îi place să se uite, cred în lucrurile astea pe care le zic, cred că e așa, dar cred că s-a controlat. Hai, adică pe lângă Buzău. Dă-mă pauză, că nu mai pot cu ea. Lasă-mă, ce așa? A făcut ce simte, a făcut... Bă, și mie îmi plac femeile. Și bărbaților le plac femeile. Ce chestie! Știm cu toții asta. Și atunci când suntem singuri, ne place și aia și aia, ne uităm și la aia și la aia și la aia. Asta nu înseamnă că când sunt într-o relație fac aceleași lucruri doar pentru că aia e pornirea mea carnală și animalică și pentru că a făcut domne ce simte. Păi nu-i normal că îi place. Da, normal, îmi plac femeile. Mă uit la... Dar din respect pentru persoana de lângă mine sau pentru relația pe care vreau să o sau pentru că pretind că o iubesc pe persoana de lângă mine, nu fac alea, nu? Și încerc să... Asta ce înseamnă? Că... A, păi ești fals, nu faci ce simți? Păi simt să fiu un țărlichinie în continuu? Te-am lăsat să te... Dar nu pot, că nu... Cum poți să gândești așa? Tu ok, da, păi îi place, ce să facă, e frumoasă Oana și la ispiti și căcat, păi căcat no, sunt un milion de ispite. Da, mă, nu, dar e o diferență mare între a te uita la o femeie cu apreciere și să-ți placă, îmi place cum arată, nu neapărat să, și altceva să te uiți la una să sufletul tău să fie așa. Și să o atingi pe țâță când asta, cu Bianca din mână. Exact. Adică nu poți, nu știu, că și eu mă uit și eu la femei, mă uit cu șoarec, dar n-am o din aia, zic. Da. Sau stai puțin aici că mă duc să... Nu, adică eu cred că din moment ce simți treaba asta, eu, cum îți eu. Mă, mi se pare, bom, și în partea altă, ăia zic, păi da, am făcut ce am simțit. Păi înseamnă că nu... Păi, gata, nu trebuie să fii într-o relație. Da, nu trebuie să fii într-o relație. Dacă, ok, fă în continuare ce simți, dar lasă femeia liberă. Crezi că e ceva doar așa, la modul declarativ din partea lui Danica și acționat consecință, nu? Deci ea credea că el doar să laudă. Astea sunt lucrurile care mi se întâmplă mie. Bine, știi că eu aveam o viață absolut normală, făceam aceleași lucruri în fiecare zi și eu vin aici și se întâmplă peste. Mi-e greu să le înțeleg. Păi se întâmplă, mă, și acasă, mă! Crezi că ar putea fi vorba de o greșeală din partea ta că ai acceptat? Că ai acceptat felul lui de a fi? Da! Cred că e o greșeală felul în care gândesc eu că... Felul în care cred că am nevoie de oameni. Cred că vreau să fiu dependentă de oameni. Nu cred că am nevoie de ei, pentru că eu m-am descurcat singură până la urmă. În momentul în care te afli acum, aici, al vieții tale, crezi că ai învățat ceva? Puțin, da. Puțin am început să-mi pun întrebări, cel puțin sunt la nivelul. Asta e bine, atât, da. De faza în care nu voiam să accept altă părere. Tu înainte nici măcar nu îndrăzneai să te gândești că ai putea să te întrebi, să spui anumite lucruri. E un început. Acum mă gândesc cum o să fie viața mea de după.
Mai am câteva imagini, poate și aceste imagini te vor ajuta în continuare să îți răspunzi la întrebări. Iar să cum să alte întrebări, poate să și răspunzi. Nu. Ba da, ba da. Mamă, o primit o două de alea. Fă, leu, rău, bă. O să ai cât de puțin încredere în mine? Ma. Știi ce tot? Ia arată când se pupă, bă, băiat. Mie, dar mine nu ai făcut nimic. Da, atât de greșit. Atât de greșit. Nu mai refuz. Nu știam dacă nu știi. Așa. Și nu știam, n-am văzut pasul. Credem. Ce șerpoat că e mâncat. Ai de capul, mă. Ai de și la ispitele, cum poate să mai aibă orice bărbat care iese cu ea de acum încredere în ce zice? Cum? Mă, eu cred că acasă e altfel, mă. Păi da, dar lasă, în urma emisiunii. Cum? Și știi tu că acasă e altfel? Nu. Cred, nu știu. L-am pachetat aici. Ma. Hai de vino. Hai de vino aici. Hai Marius, hai. Hai ridică gurița Marius. Opa! First strike. Ia uite-l pe băiat. E un pic cu bărbia în piept, e încă rușinat el un pic. Ha. Și băi, uite la ea cât de pasional sărută, băi. Oana, dacă faci asta, actoricește așa. Pericoloso, sporoso, grosso. Nu da, cât toate camerele. Am văzut toată lumea. Emma suferă pentru Bianca. Cât avem? Cât avem? Oră 40. Acolo. Oră 40. Sigură? Mamă, săraca. Mi-a două guri dacă m-a luat, mă scade glicemia. Lasă că mi-au așa. Dă o curculită de aia de-a ta. Dă-i mă, dă-i mie bă și boalele. Împinge-o batoar în rocul. Săraca Bianca aici. Băi, e rău, bă, cred că e rău tare. Mi-a fost milă de Bianca la televizor. Leu, și mie, dar cred că e rău tare să vezi astea. E groaznic. E groaznic, eu aș turba. Bine, să, nu știu dacă e situația aia, dar... Nu știu. Nu știu. Ce eu să mai zici la... E supărat tare, ești prost. Te întreb ceva... Adică cred că-s niște imagini... Nu te așteptai la asta, nu? Sincer. Pe care ți l-ai scos greu din cabă. Pe care te urmăresc mult timp. Cum l-ai văzut pe Marius aici? Dar cumva cred că ar trebui să fie mai ușor. Cum îl știai? Să scap de el. Să rupi. Da, să rupi. L-ai mai văzut vreodată într-o ipostază de genul acesta? Cu altă femeie, nu. Cu altă femeie. Cu bărbați l-am văzut. Cu bărbați l-am văzut. Da, nu mă deranjează. L-a luat dițuții pe ăla. Nici cu tine în ce sens? Sărutăm, adică... Azi? Noi nu suntem așa pasionari. Eu trebuie să-i cer să facă lucrurile astea, nu le face că... Mai vrei? Chestia că nu-ți vine să faci anumite lucruri, s-o băgă la rece, un fundiore de mână, îmbrățișare, un sărut cu pasiune, să trebuie să te pună pe gânduri. S-o sunt lucruri pe care rece nu trebuie să le ceri. Sunt lucruri normale într-o relație, sunt lucruri pe care le faci că-ți vine să le faci, pe care ți le dorești. Eu mi-aduc aminte la Bonfire. Fii atent ce spirit de observație a avut. Când stăteam fiecare cuplu pe un cub, ok, o auzeam mereu, Bianca fiind în fața mea, o auzeam mereu că îi spunea, dar ia-mă în brață și pe mine, ia-mă de mijloc. Ce a observat? Așa? Oricum ea cerșea Bine, Claudia. Îmbrățișările lui. Bun spirit de observație.
el avea cumva o grijă să nu vadă cei din jur, nu neapărat că imaginele vor ajunge la tine. Și mi s-a părut ceva spontan, mi s-a părut că și-a dorit. N-a nu cred că a fost spontan. Trebuia să fac. Tot încearcă de 14 zile, n-a cred fost spontan. Motivul pentru care s-a despărțit de mine, de fapt, este pentru a face, pentru a face ceea ce simte. Pentru a nu pot să-l judec. În sfârșit. Că s-a săptat cu Ana Gonție, care s-a despărțit de mine. Dar pot să-l judec pentru faptul că eu sunt mereu vinovată pentru absolut tot ce face el. Ești la nervi în ce-ți mai zice adevărul un pic. Tu consider că ești vinovată sau el? Consider că ești... Eu consider. Dar de ce ești tu vinovată? Am crezut că e vina mea. Motiv pentru care s-a despărțit de mine din cauza... Eu sunt. Lucrurile pe care eu le-am făcut. Da. Eu în locul lui Radu, dacă eram acolo, eu ori plecam, fugeam, ori plângeam cu ele. Eu plângeam cu ea. Te rog, să n-am pare dacă nu. Mai stai de un pic. Crezi că Marius a pus și el capă relației acolo pentru că a văzut la Răzvan? Eu cred că să scapi, bă, să nu mai aibă nicio mustrare din asta. Bă, eu am închis. Gata, am închis-o. Ok, gata. Văd de ce fac după. Da, 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 dacă tot închizi, nu ți mai speri când vezi ce face ea. Să facă toate chestiile astea, dar a încercat să o arunce pe mine. Crezi că a fost ceva premeditat? El l-a plănuit? Păi altfel nu-mi explic cum. Deci n-a fost spontan. Imediat după ce te despari de mine, te sărut cu altă fată. Bravo, spirit de observație. Zic că... Oh, mi-am dat seama momentul ăla de lucruri care se întâmplă aici, știi? Faptul că relația mea s-a terminat. Faptul că Marius sunt întrerupt pentru altcineva. Faptul că trebuie să mă gândesc la toată lumea, efectiv, și nimeni nu se gândește la mine. Și, de fapt, asta cred că e problema. Că găsesc la toată lumea scuze, numai mie nu mi le găsesc. Numai pe mine mă judec. Dintre voi doi, cine și-a dorit mai mult să vină aici, pe Insula Iubirii? Eu am înscris la Insula Iubirii, doar că eu am, știu că nu trebuie să vin aici. Eu... Știai că nu trebuie să vii? Mi-a fost frică de toate lucrurile astea. Nu m-am gândit că o să pot câștiga ceva. Nu m-am gândit că experiența asta o să fie așa cum e. Nu mă gândeam că o să simt atât de multe lucruri. Că o să simți atât de multe lucruri? Adică că o să treci prin astfel de lucruri? Da, prin toate lucruri. Că o să am niște răspunsuri clare și corecte. Deci mi-e groază când o să termine emisiunea asta. Mi-e groază. Mamă, și mie. Nu, nu, că nu o să iasă rău ea. Pentru că pentru mine se schimbă tot, înțelegi? Nu, mi-e groază că se termină emisiunea și mai avem ce vorbi. Mamă, dar eu abia aștept să termin. Tot. Toată viața mea. Auzi, mă? Ce? Pentru că la noi, voiam să-i spun Bianca ei, sau să le zic tuturor fetelor, femeilor, oamenilor care sunt în situații de astea, că a apelat la un psiholog nu e o rușine. Eu, la noi nu a fost faza asta în ultimii ani sau n-am avut cultura asta de a vorbi cu cineva care e obiectiv, care n-are nicio treabă cu tine, nu e implicat emoțional, pentru că nu prea poți vorbești chestii. Cu el clar nu poți să vorbești, n-ai cum să vorbești. Cu o prietenă poate... Suferă mai mult aia decât tine. Așa, tine. Da, și altfel. Cu părinții nu-ți vine să te deschizi atât de tare în normal. Fața lor, că nu îi împovărind nici pe ei cu problemele tare. Dar cum ea și-a găsit niște răspunsuri și a început să se întrebe de niște chestii doar printr-o emisiune care nu-i menită să educe. Da. Doar prin Radu, care doar... Ai văzut că Radu mai are atitudine părintească așa, că și-a dat seama că prin întrebări poate să o facă pe ea să înțeleagă niște chestii. Ea dacă s-ar duce să vorbească cu cineva care a ști să o descoasă și să o facă să înțeleagă... Să înțeleagă că de fapt psihologul nu-ți face nimic exact, decât te face să înțelegi. Și nu-ți bagă alte idei în cap. Și încearcă să ți le scoată ție pe alea de dedesubt ca să înțelegi de ce lucrezi în tu felul ăsta. Tu ai fost la psiholog vreodată? Nu am fost niciodată la psiholog, nu. Păi de unde dracu știi tu, bă? Pentru că ți-am mai zis că Naomi a lucrat pentru mine, a lucrat ca un psiholog cu mine. Ea e tipul de ăla de întreabă, de scoase, te pune să te uiți și din partea ailaltă și atunci am înțeles cât de important e să vorbești cu altcineva care nu te cunoaște, care n-a nicio legătură cu tine și care poate să te privească obiectiv. Că eu am considerat că mă privește obiectiv, că era prima oară, că mă știa, nu habar n-avea de mine, nu mă cunoștea, nu știa că cânt, nu știa nimic despre mine, știi, Naomi, n-a plecat cu vreo prejudecată, ca un prieten sau ca cineva pe care îl cunoștea cu, știi? Da, eu am fost și într-adevăr. Și e, nu? E de ajutor, normal. Ai putut să te deschizi?
Da? Nu te-ai reținut la vreo întrebare sau... Și am aflat mult șoșoi de unde vin, cum vin, de ce și așa mai departe. Gata, mâine seară, ne vedem. Gata? Nu, înainte de da, a închide, așa? Vă rugăm frumos SMS la 8845 sau 8864 cu textul facem. Yes. 2 și 4 euro pe lună, aveți numerii și din UK dacă sunteți acolo. Noi ne vedem mâine seară într-un nou episod din... La gala StarXF. Mâine gala. Să vă zic că o să anunțăm programul pentru episodul următoare. Mâine. Asta odată. Și când vom avea finala, da, că vă zic acum la final, la finalul finalei voi lansa și piesa Insulă cu tot cu clip, cu tot cu... Deci o să râzi maxim. Perfect, abia aștept. Nu schimbați postul. Pe mâine!